Da, bună seara, să mulțumim celor care au mai rămas încă. Avem un panel în limba română. Invitați sunt atât teoreticieni cât și practicieni. Îl avem pe domnul profesor Miron, care predă în zona economiei și afacerilor internaționale, însă a fost și în Ministerul Învățământului, adică și pe partea de reglementare a învățământului. Domnul Lucian Botea, prodecan aici la Universitatea Română-Americană. Decan? Decan? Da. De asemenea, domnul Claudiu Năsui, parlamentar, este de anul trecut deputat din partea USR. Da? Sigur, este o masă rotundă, aș vrea să intervin cât mai puțin. Subiectele se vor propune singure, să spunem așa. Domnule profesor Miron, vă rog frumos. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, bună seara și mă bucur mult de tot că acum la ora de seară ați rămas pentru a, cum să zic, comuta dinspre farmecul subtil al limbii lui Shakespeare către farmecul la fel de subtil al limbii lui Eminescu. Not because the panelists cannot speak in English, but for having in mind the reason of changing the flow of ideas. Deci e o problemă legată, deci una din temele care ar merita discutată, poate fi lansată astăzi și dezvoltată cu ocazia altor evenimente, este și aceasta a statutului de limba franca pe care limba engleză îl are și care a generat un fel de atitudine imperială, țărnoasă, care poate s-ar putea să aibă niște costuri. Se discută, subiectul acesta este destul de bine regăsibil în agenda. Eu aș începe să lansez către dumneavoastră câteva incitații tematice ca să putem să discutăm. Aș pleca de la două aserțiuni, și anume prima, că deși trăim sub același cer, nu avem aceleași orizonturi. Și asta s-ar aplica extrem de bine ideii de Uniune Europeană, premiantul clasei în procesul de integrare la nivel global, dar și s-ar aplica în aceleași circunstanțe și hegemonului nord-american, care comportă și el niște schimbări la nivelul leadership-ului politic de tot. A doua secțiune ar porni de la o altă similitură de acest gen, și anume că toți suferim de sindromul celui care crede că dacă ai căzut într-o mlaștină sau într-o zonă cu nisipuri mișcătoare și încerci să te tragi de păr, ieși din mlaștină. Și multe din aceste elemente de înțelepciune se regăsesc în agenda, cel puțin partea aceea declarată în timpul campaniei electorale și arătată, cum spuneau antevorbitorii la panelurile anterioare nouă, arătată cu multă discreție și cu temere până acum. Sigur că aș da un exemplu pentru început, și anume intenția de a administrației Trump de a introduce niște taxe vamale înspăimântătoare ca nivel 30-35% la import într-o lume a liberalizării comerciale de peste 70 de ani și speranța că din acele taxe vamale s-ar putea, să zicem, achita o parte din deficitul bugetar. Tragerea de păr este simpatică. Până la urmă, taxele alea vamale, totdeauna și în toate timpurile, indiferent de filozofia economică dominantă, le suportă cetățenii americani. Nu le suportă niciun fel cei țintiți. În legătură cu raportarea României la aceste evenimente, eu îi spuneam domnului Butisea că
atunci când ne-am contactat prima dată, că e very challenging, foarte provocativ însuși titlul legat lumea după Brexit și după Trump. Brexit-ul nici n-a început. Săptămâna viitoare se depune cererea la președintele Consiliului European și vor începe negocierile acelea prevăzute de articolul 50, care vor dura 2 ani fix, dar desfășurarea lor va fi mai puțin de un an, datorită faptului că sunt convins, nu eu, toți analiștii fenomenului, de faptul că până nu se încheie alegerile în Germania și nu se hotărăște guvernul de la Berlin, nu vor fi negocieri consistente pe elemente concrete de tratat. Este indiscutabil că sunt toate șansele posibile. Șansa ca la finele celor 2 ani, Uniunea Europeană și Marea Britanie, pentru că noi, vreau să vă reamintesc un lucru. Partea cea mai emblematică a fenomenului pe care îl analizăm este că vor urma negocieri între două arhitecturi de natură asociativă. Uniunea Europeană este o arhitectură asociativă formată din state, Marea Britanie însă și Regatul Unit este o arhitectură asociativă. Nu numai una dintre ele poate să se dezmembreze la finele acestui proces, pot teoretic amândouă să nu mai fie în forma în care erau sau să rămână la fel. Deci, la finele celor 2 ani, poate fi varianta niciun acord, pentru că Theresa May, primul ministru al Marii Britanii, a spus de curând că, decât să fie un acord prost, mai bine va fi preferabilă situația fără niciun acord. Sigur, e alternativă. Varianta încheierii unui acord pe parcursul celor 2 ani foarte puțin probabilă și tot felul după aceea de variante care sunt aruncate în eter, versiunea elvețiană, versiunea norvegiană, versiunea canadiană, tot felul de versiuni, o spun cu, să zicem, ambiția de cunoscător al fenomenului, niciuna din versiunile acestea nu se va regăsi în forma finală, pentru că niciodată nu s-a negociat așa cum urmează să se negocieze acum. Deci până acum toate acordurile de asociere, de aderare, de uniune vamală sau de toate tipurile pe care le-au negociat comunitățile sau Uniunea Europeană după Maastricht, au mers într-o direcție, iar acest gen de negociere în altă direcție. Deci acordurile de până acum vizau reduceri de taxe vamale, eliminări de taxe vamale, statute preferențiale. Acum se pleacă de la nivelul cel mai avansat al liberului schimb posibil și concret către introducerea a ceva, deci pe contrasens negocierea. Toate formulele alea, elvețiană sau de altă natură, au fost obținute în decurs de mulți ani, 8, 10, 11, și sunt un puzzle, un caleidoscop de acorduri sectoriale, iar Marea Britanie ar vrea să negocieze repede și bine și în avantajul său un singur acord comprehensiv, nu de tipul, să ia Canada ca reper, ca referențial, pentru că sună mai bine la britanici. Adică noi vrem să negociem la fel ca o țară, ca noi, dezvoltată, nu ca una mai puțin dezvoltată. Deci, practic, lucrurile nu sunt simple. Aș vrea să vă reamintesc că nimic nu e nou sub soare. Ieșirea din Uniunea Europeană, britanicii au dorit-o din clipa în care au intrat în Uniunea Europeană, pentru că ei sunt depozitarii prețioși și imperiali ai unui fel de testament ai lui Churchill, care spunea că will be ever with them, never there. Adică vom fi întotdeauna cu ei, dar niciodată de ai lor. Și este clar că așa s-a și întâmplat. Adică Marea Britanie n-a fost de ai lor aproape cu nicio ocazie. În momentul în care s-a negociat Pactul Social European și s-a pus problema unui fel de, unei brume de politică socială, britanicii nu l-au ratificat, având o altă atitudine. În momentul în care premiul
pe care și l-au permis europenii, acela al întâmpinării mileniului 3 cu ceva senzațional. După eu asta vreau să spun, că se află trecerea la moneda unică și adoptarea sau intrarea în faza a 3-a Uniunii Monetare. Uniunea Europeană de atunci dorea să întâmpine schimbarea de prefix milenar cu ceva senzațional. Și l-a întâmpinat și vedem efectele acum. Nu sunt un critic al zonei euro, dar în momentul în care lucrurile sunt grăbite, vedeți efectele. Zona euro a fost creată pentru vreme bună, cum a fost astăzi, ieri, însorită, în momentul în care dă norul și vine un pic de lapoviță și ninsoare, se vede că ai fost babadochia care ți-ai aruncat cojoacele pe drum, în cele 9 zile de babe. Deci, nici atunci. Britanicii au transmis mereu semnale de acest gen și ceilalți le-au adoptat acest, au crezut că lucrurile se vor soluționa, zona euro a intrat în plin, în timp ce britanicii au folosit, n-au inventat două sintagme, două cuvinte, opt-out. În momentul în care s-a negociat tratatul, acordul Schengen, britanicii au dispărut și de acea, de acea dată. Deci, practic, vreau să nu vă plictisesc, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt că sunt un inventariator al tuturor acestor evidente. Deci, practic, testamentul Churchill se regăsește, pentru că britanicii au adoptat mereu logica aceasta a poziționării într-o altă viteză sau într-o altă casetă a procesului. Brexit-ul este un semnal pe care toate părțile, Uniunea Europeană a celor 27 rămași, Marea Britanie, membra Uniunii Europene care va pleca cândva din Uniunea Europeană, dar mai ales comunitatea internațională, trebuie să-l decripteze, să-l decodifice adecvat și să se poziționeze inteligent față de acest semnal. Dacă nu, se va rata o oportunitate. După părerea mea, Brexit-ul este și o colecție de oportunități, nu numai una de îngrijorări. Brexit-ul poate fi considerat un semnal oboselii, oboseală încercată de practic toate statele membre ale Uniunii Europene pe relația cu birocrația de la Bruxelles. Uniunea Europeană are de multă vreme, poate din totdeauna, de gestionat două provocări. Provocarea 1 numită tehnocrație și provocarea 2 numită populism. Combinația aceasta de populism și tehnocrație, dacă nu va fi bine gestionată, nu va fi înțeleasă când și cum trebuie, va produce efecte destructive pe care sunt convins că nu le dorim. Aș vrea să mai ridic o problemă, și anume, eu cred că votul britanicilor a creat mai mult anxietate pe plan internațional decât în Marea Britanie. Deci, preocupările, studiile, analizele, îngrijorările, frământările sunt în mai multe locuri decât acolo unde ar trebui. Sigur că sunt câteva axe pe care le ridic spre discuția dumneavoastră. Unele sunt erori de abordare. În primul rând, discuțiile cu privire la Brexit se centrează prea mult pe logica welfare, a bunăstării, adică se numără și se analizează în diagrama cât de mai bogați sau cât de mai săraci vor fi cetățenii britanici după ieșirea din Uniunea Europeană, sau cât de mai înțelepți, cât de mai puțin înțelepți vor fi cei care rămân în afara, rămân în Uniunea Europeană. Din păcate, problemele de dezbatere ar trebui să ne gândim cu toată sinceritatea că sunt altele, nu sunt astea de câștiguri în planul bunăstării și atât. Apoi, o altă eroare de abordare este că se vorbește despre ziduri. Ziduri care se vor reintroduce, se vor reconstrui. Știți, într-o Europa demolatoare de ziduri, de exemplu zidul Berlinului, Europa devine o Europa a reconstruirii unora dintre ziduri. Unele dintre ele s-ar putea să fie destul de sensibile și costisitoare, cum ar fi posibil un zid vamal și nu numai,
între Irlanda de Nord și Irlanda de Sud, una rămasă în Uniunea Europeană, cealaltă nu, care poate ridica niște probleme foarte sensibile. Deci, toate analizele, sau cele mai multe dintre ele, au insistat pe dimensiunea economică, lăsând în afara discuțiilor o dimensiune la fel de importantă și poate chiar mai importantă, dimensiunea etică sau morală a procesului. A treia eroare de abordare este legată de civismul sau de militantismul cetățenilor europeni și a celor din Marea Britanie. Militantismul cetățenilor britanici e la fel ca peste tot în țările membre în Uniunea Europeană. S-a crezut și se crede prea mult că politicienii sunt trimiși acolo să rezolve ei problemele și că odată ce au generat sau se preocupă de probleme și pot controla evenimentele. Știm foarte bine că ideea în sine de ieșire din Uniunea Europeană s-a născut în cancelariile din Downing Street, Cameron și echipa lui, căutând astfel de, să zicem, prelocuri electorale interesante. Atunci au promis că dacă sunt realeși ei, vor organiza un referendum pentru a vedea dacă Uniunea Europeană mai merită să fie gazda comună pentru britanici, cu speranța că 2017, când era preconizat, va veni mult prea târziu și a venit destul de repede, cum se succed timpurile, și cu speranța nedisimulată a multor dintre politicienii britanici că la referendum se va întâmpla ca în referendumul scoțian, adică se va îndeplini promisiunea, dar cu un scor favorabil pentru cei care doreau să rămână. Nu s-a întâmplat. De aceea e bine să avem grijă ce ne dorim, pentru că s-ar putea să nu se întâmple sau să se întâmple. Referendumul din Marea Britanie a arătat eroarea faptului că dacă noi credem prea mult în politicieni, nu vreau să fac nicio aluzie la panelistul prieten de aici, și nu ne implicăm, s-ar putea ca să, ei să nu joace rolul pe care noi l-am dat. În legătură cu Brexit-ul, mă gândeam și vă invit să reflectați și dumneavoastră la câteva dileme. Dilemele sau frământări sunt pentru Marea Britanie, pentru Uniunea celor 27. Pentru ambele părți, dilemele cele mai importante sunt, unu, cum vor decurge negocierile, când vor începe, și sigur că nu vor decurge ușor, pentru că fiecare joacă pe cartea fermității. Cei din Uniunea Europeană nu pot rămași în Uniunea Europeană, au un mare cartof fierbinte, acela de a nu face concesii sau de a nu lăsa să se vadă că se fac concesii, pentru că se deschide cutia Pandorei. Dacă Marea Britanie va putea să fie percepută că a obținut un statut îmbucurător, ideea, contagiunea va putea să prolifereze și altora li se va părea la fel de atractiv să iasă și ei. Nu pentru că e la modă subiectul, nu pentru că populismul de acum nu știu ce ar zice. Negocierile nu vor decurge ușor. Vă dați seama că paraaparent poziția de forță o are Uniunea Europeană. Voi ați plecat, trebuie să vă rezolvați problemele și să vă suportați costurile. A văzut ultimele declarații care anunță un lucru foarte clar. Calculele Bruxellesului sunt că Marea Britanie are o datorie istorică de peste 60 de miliarde de euro pe care ar trebui să se gândească cum să o achite, astfel încât să poată să spere nu știu ce statul britanice. Din potrivă, vezi, spun nici vorbă, noi avem de primit înapoi și așa mai departe. Banii vor juca un anume rol aici. A doua dilemă, cum vor trebui gestionate schimburile comerciale după ce se va părăsi piața unică internă, sigur, sau măcar Uniunea Vamală. Destul de greu, nu vă mai plictisesc, au spus-o mult mai apăsat și more accurate in English
antevorbitorii, Uniunea Europeană are un mare avantaj, că toți membrii depind fundamental de relațiile comerciale intragrupare și atât balanța comercială în defavoarea Marii Britanii, cât și procentul ăla de peste 60% schimburi comerciale derulate de insulă cu continentul, fac dificil punerea a ceva în loc, adică cu ușurință. Apoi, britanicii au de renegociat peste 4.000 de acorduri bilaterale pe care de, din 1973 le negociază Uniunea Europeană în numele țărilor membre. Nu va fi, să zicem, foarte dificil, dar dacă o luăm pur și simplu calendaristic și ca și costuri ascunse, procesul nu va fi ușor să renegociezi acorduri de acestea bilaterale. Pentru că britanicii vor simți faptul că europenii nu vor fi de acord să plagieze acordurile lor. Apoi, britanicii, știți foarte bine, își propun să renaționalizeze o mare parte din lucruri. Renaționalizeze suveranitatea, aveți, Doamne, pierdută. Deci, în nume, suveranitatea pierdută, să se întoarcă de la Bruxelles la Westminster sau la Edinburgh sau la, știu eu, Cardiff și să nu uităm și la celelalte locuri. Cum va fi posibil, vom vedea, pentru că tirania Curții Europene de Justiție, pe care au criticat-o în timpul campaniei și o critică și acum, va trebui înlocuită cu ceva. Adică trebuie acheul comunitate să se întoarcă acasă și nu știu în ce măsură poate să se facă așa ca în Samantha. A treia dilemă, cât de sensibile se vor dovedi problemele drepturilor rezidenților europeni în Marea Britanie, britanici în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că sunt câteva milioane de cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, cei ai României, câteva sute de mii, în Marea Britanie. Și vor fi dificil de rezolvat aceste probleme, pentru că pe această chestie se bate monedă și se bate moneda a păsa, pentru că trebuie să recâștigăm drepturile asupra imigrației, asupra drepturilor sociale și economice fundamentale. O altă dilemă, ce trebuie făcut bine la granița dintre cele două părți ale Irlandei, astfel încât să se păstreze integritatea Marii Britanii? Sunt mulți analiști care au considerat un subiect fierbinte este referendumul, posibilul referendum din Scoția. Alții vin și spun, dom'le, e mai sensibilă problema cealaltă, datorită faptului că echilibrul care se obținuse așa, echilibrul cald, nu rece, între catolici și protestanți în Irlanda de Nord, se baza pe faptul că și Uniunea Europeană, și Marea Britanie și Irlanda sunt țări ale membre ale Uniunii Europene și nu mai sunt așa de acute problemele. Dacă se trasează o linie de demarcație, lucrurile pot reveni în agenda. Tot pe aceeași, să zicem, speranță s-a bazat și problema Gibraltarului. Americanii, în 1986, au bătut monedă pe această idee când au încurajat Spania să adere la Uniunea Europeană, spunând că în cazul în care și Marea Britanie e deja membră și Spania care va deveni membră ale Uniunii Europene, amândouă nu va mai fi așa de acută problema pintenului stâncii Gibraltar, deci se redeschid o serie de elemente. Și o altă dilemă, cum să fie tratată problema unei SUA tot mai beligerante, adică Marea Britanie are de gestionat și această chestie. Speranța că Washingtonul va negocia repede și, în primul rând, un acord bilateral cu Marea Britanie, întărindu-i forța de negociere, cred că nu se va produce, pentru că cei rămași în Uniunea Europeană condiționează acest lucru, negocierile cu Marea Britanie, de negocierile TTIP-ului. Sunt tot felul de axe. Deci, problemele pe care le-am spus mai devreme sunt acute, existente și strâns corelate între ele, aproape indisolubil. Ce se poate ridica ca problemă și ce pot face politicienii? Să le prioritizeze bine. Adică, dom'le, dacă toți suntem conștienți că astea sunt și altele, măcar să le gradualizăm. Păi,
Reție, am citit cu mare interes un luare de poziție a lui Nicholas Boyle de la Cambridge, un mare specialist în Goethe, care spunea așa, că britanicii refuză deocamdată să, citez, devină o națiune ca toate celelalte, nici mai onorabilă, nici mai puțin onorabilă. O națiune cu o mărime normală, cu resurse limitate și cu o importanță relativ mică la nivel internațional. Britanicii imperiali cred în continuare că, zicem, statutul lor imperial a fost ajustat de apartenența la Uniunea Europeană și că scăpând de această asuprire vor redeveni ce am fost și ceva mai mult, cum scrie undeva. Și le spunea el că britanicii trebuie să învețe că este timpul să conviețuiască cu alte popoare pe picior de egalitate, pentru că trăiesc într-o lume care s-a transformat pe neobservat. Sunt elemente de discutat. Deci, ca atare, ideea de bază este că negocierile nu vor urma logica foarte riguros economică, ci o altă logică datorită faptului că nu se poartă între țări, ci se poartă între arhitecturi asociative, cum spuneam mai departe. Ce are Marea Britanie pe agenda pe primele locuri? Recâștigarea suveranității, obținerea din nou asupra controlului asupra imigrării și menținerea coeziunii la nivel intern. Aș reaminti că puteți găsi în literatura de specialitate principiile de negociere 12 pe care guvernul britanic le-a avansat pentru momentul de săptămâna viitoare. Și nu le-aș comenta, aș spune doar care sunt ele. Întâi, cât de multă certitudine posibil. Deci, sigură, politicianist și încurajator, se asigură cetățenii britanici că, deși nu toate problemele care se discută, sensibilitățile și rezultatele parțiale nu vor fi aduse la cunoștință, cele mai multe vor fi aduse la cunoștință. Deci cetățenii să se poată aștepta la cât de multă certitudine posibilă. Sunt atâtea relativități în câteva cuvinte încât mă îngrijorează. Al doilea principiu, vom relua controlul asupra propriei noastre legislații. Și gata, vom scăpa de tirania Bruxellesului, tirania Strasbourgului, tiraniile de la Haga, toate tiraniile europene posibile. Și, spune guvernul britanic, părăsirea UE înseamnă că legile noastre vor fi făcute la Westminster, Edinburgh, Cardiff, Belfast și nu în altă parte. 3. Întărirea unității Marii Britanii. Adică visează în continuare la o Mare Britanie mai puternică, când s-ar putea să ajungă la o Mare Britanie mai mică, mai ușor gestionabilă, ca să nu se mai complice. 4. Menținerea zonei de circulație cu Irlanda. Sigur, e o dorință. Nu știu în ce măsură vor dori ceilalți, pentru că toate deciziile în Uniunea Europeană legate de aceste probleme sensibile se iau cu unanimitate și unanimitatea are nevoie și de Irlanda, Republica Irlanda, nu Irlanda de Nord. Controlul imigrației. Îmbrăcat frumos din punct de vedere semantic. Vrem să construim o Mare Britanie mai echitabilă pentru orice persoană care trăiește și muncește aici. Mai devreme am fost un pic contrariat de fervoarea cu care unul dintre paneliști apăra principiul libertății individuale, dar nu îi permitea colegului nostru să dorească să creadă că socialismul are și valențe. Și mi s-a părut că tocmai contradictoriu mesajul, adică, dom'le, pledez pentru libertatea individuală și în același timp mă năpustesc asupra ta dacă ai altă părere decât mine. Britanicii nu cred că n-am vrut să intervin în discuție pentru a nu mă eticheta cineva marxist. Și sunt marxist, 30 de ani am trăit în economia socialistă. Dar e un păcat original, știți, dată, păcat. Marx spunea, printre multe prostii pe care le-a spus,
Marx spunea că socialismul va învinge în cele mai dezvoltate țări ale lumii. Și ăsta e păcatul inițial. Nu s-a întâmplat, n-a învins în cele mai dezvoltate țări ale lumii și s-a rupt filmul de acolo. Nu știu dacă reușea, dacă se învingea în cele mai dezvoltate. A treia încercat, pentru că altfel rămânem în contrafactualitate, știți, e metafora. Dacă comparăm ceva ce s-a întâmplat cu ceva ce putea să se întâmple, vom trage concluzii eronate. Drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie este în contrafactualitatea asta. Promitem cetățenilor din Marea Britanie că totul va fi, dar în același timp, mai încolo, spunem, vom reduce foarte mult numărul ălora care vor sta în Marea Britanie. Inclusiv dreptul, deci respectă dreptul cetățenilor din Marea Britanie nebritanici de a pleca acasă. Deci și ăla un drept, dreptul de a nu mai sta pe aici. Liber schimb cu piețele europene vom vedea, pentru că piața unică internă, cei din Europa continentală, nu văd în geometria variabilă. Piața unică internă e a celor patru libertăți, nu a celor trei. Iar britanicii vor numai trei dintre ele, dacă ar fi posibil două, capitalul și bunurile sau serviciile, ceea ce nu cred că va fi ușor de obținut. Creșterea semnificativă a exporturilor către celelalte piețe din lume, toți ne dorim asta, și ne v-am întrebat ce efecte vor avea evenimentele despre care vorbim noi în seara aceasta asupra României. La modul peiorativ și răutăcios, deși sunt un patriot care prețuiește foarte mult România, spuneam, parafrazând pe cineva, că în unele cazuri, efectele pe care marile evenimente globale, Brexit-ul și reușita Trumpismului în Statele Unite, sunt mari evenimente globale, s-ar putea să aibă aceleași efecte pentru România ca o pană națională de curent într-un sat neelectrificat. Că n-ai curent electric și nu ești conectat la curent, nu te afectează. Probabil că și pe noi unele din astea nu ne vor afecta așa cum ne așteptam noi. Un nou acord cu UE privind domeniul științei și inovației, sunt niște probleme. Mandatele parlamentarilor britanici în Parlamentul European se termină în 2019 și tot în 2019 se termină și cei 2 ani, nu-i rău. Deci, britanicii nu vor mai participa la alegerile de atunci, dar știți foarte bine că perspectiva financiară multianuală începe deja de acum aia, 2021-2028, încep și e problematică acum. Ei sunt, nu sunt, luați în considerare pensii, joburi, vechimea, muncă, sunt lucruri care n-au cum, deci nu vreau să fac bășcălie, dar n-au cum să fie luate în considerare într-un exercițiu nal democratic de tipul da sau nu. Referendumurile, la referendumul răspuns cu da sau nu. Și n-ai cum să poți răspunde nuanțat, cuprinzând toate acele aspecte. Pentru a nu abuza prea mult și a încheia, aș vrea să vă spun că e indiscutabil că și pe relația cu Uniunea Europeană și pe relația cu Statele Unite avem nevoie de două New Deals. Nu acela al lui Delano, Franklin Delano Roosevelt, dacă nu mă înșel, și unul diferit în Statele Unite și unul și mai diferit în Uniunea Europeană. Deci, Uniunea Europeană are nevoie de un New Deal, cel puțin dacă visează să rămână în activitate. Sigur, nu se va întâmpla asta săptămâna viitoare, pentru că săptămâna, poate că săptămâna aceasta, acum în weekend, ei au timp să sărbătorească în fanfar 60 de ani de la lansarea fenomenului în complexitatea sa. Din 51 sunt mai mulți cu tratatul de la Paris, dar cu tratatele de la Roma din 57 sunt 60 de ani. Am avut noroc, să știți, niciodată n-am putut uita când s-a înființat Uniunea Europeană, pentru că am onoarea să mă fi născut în același an,
deci sunt de o vârstă cu Uniunea Europeană, a luat Uniunea Europeană un pic mai în vârstă ca mine, că tratatele de la Roma s-au semnat pe 25 martie 57, eu m-am născut pe 20 august 57, dar am, dacă v-ați întrebat, doamne, ce îl îndreptățește pe ăsta să vorbească de Uniunea Europeană, vă dau un argument. Sunt născut în același an cu comunitățile europene și am un motiv. Sunt coleg de generație cu Uniunea Europeană. Deci, cea de-a 60-a aniversare ar putea, și nu mai sunt decât două zile până atunci, ar putea presupune că se va transmite următorul mesaj. Toți europenii, de acum încolo, merită să se simtă în țara natală, oriunde s-ar afla ei, pe teritoriu, adică să se simtă ca acasă. Noi, la noi nu sună bine, la noi totul sună peiorativ. Dacă îi spui unuia să te simți ca acasă, ăla te înjură. Că nu vrea. Pentru că eu mai mi-aduc aminte de o chestie. Deci, mă gândeam la istoria noastră și la sloganul acela puternic comercialist, clientul nostru, stăpânul nostru. Și de ce spun asta? Pentru că în istoria pe care am învățat-o eu la școală, românii i-au furat, i-au mințit, i-au înșelat pe stăpânii lor. Așa au putut ei supraviețui, fie că erau turci, ruși sau de altă naționalitate. Deci cum să-i spui unui român stăpânul nostru? Că el imediat se... Dar să se simtă ca în țara natală, având dreptul la un joc plătit decent, la o casă decentă, la servicii de educație și de sănătate de calitate corectă și la un mediu curat. Vedeți, e ușor de îndeplinit dezideratul federalist al Uniunii Europene. Un New Deal european ar trebui să presupună câteva deziderate clare care să se realizeze atât în litera cât mai ales în spiritul tratatelor existente, reinventându-se principiul suveranității, de așa manieră încât să nu se dezmembreze Uniunea Europeană, dar nici să nu sporească puterea discreționară sau și așa discreționară a organismelor exponențiale pentru tehnocrație. Eu nu sunt un critic al tehnocrației ca termen, dar mi-aduc aminte de o parafrază din Charles de Gaulle, care-i considera pe comisarii europeni apatrizi, tehnocrați și responsabili. Am încheiat citatul, nu? Charles de Gaulle merită luat în considerare, deci punând apatridismul și cu irresponsabilitatea în aceeași, după virgulă, cu tehnocrația, e ceva negativ, adică sună negativ. Aș vrea să nu divaghez, dar să vă spun cum când am fost secretar de stat pentru învățământ superior și am fost 3 ani de zile, sub 3 miniștri, 2005-2008, am primit o lecție de la un jurnalist care a scris un articol în ziarul Gândul de atunci, Hârdău, ministrul Hârdău și cultușii din jurul lui. Și atunci eu l-am întrebat pe jurnalistul ăla, ce înseamnă culduș. Prima dată n-am întrebat pe el, am întrebat pe cineva care era ginerele lui marelui om de litere, Eugen, așa, fostul președinte al Academiei Române, Eugen Simion. Și n-a știut să-l spună. Și atunci am întrebat jurnalistul, dar nici eu nu știu. Dar de unde l-ai folosit? Păi nu contează ce înseamnă. Contează că termenul ăla culduș este asociat cu ceva rău. Adică lumea care, dacă forma de manipulare supremă este, folosește cuvinte pe care lumea nu le găsește în dicționar și li se va da conotație pe un antic negativ. Adică nu e de rău, dacă nu există. Deci, ce înseamnă New Deal-ul european? Creșterea investițiilor de tip green, o schemă europeană de garantare a locurilor de muncă, un fond antisărăcie, un dividend universal de bază și o schemă europeană de protejare împotriva deposedării. Aș încheia prin a vă spune două lucruri. Întâi că atât despre Trump s-a vorbit atât de mult, un singur lucru aș vrea să spun că nu locolesc eu, că mi-a dat sarcină organizatorul. Mi-a plăcut descrierea lui. Un președinte instinctual, puternic și iute la mâinie, care poate fi un risc major, nu numai pentru Statele Unite ale Americii.
Iute la mânie era și Ștefan cel Mare. Știți foarte bine, da? De grabă vărsătoriu de sânge nevinovat, zice cronicarul, și îl pedepsea fără județu. Adică știu tot citatul, nu zic că nu l-aș asocia pe Trump cu Ștefan cel Mare, pentru un singur lucru, că mi-e teamă că domnește 47 de ani. Nu. Rest, poate fi periculos pentru toată lumea, nu numai pentru America. Să-i schimbăm numele în Trump cel Mare. De Great. Știți, erau în tinerețea noastră pe care deși ceilalți n-au prins-o, era gluma aceea că Nicolae Ceaușescu a zis, dom'le, toți ăia dinaintea mea au fost cel bun, cel mare, cel viteaz, cel ceva. Eu, și atunci a venit unul și i-a spus, dom'le, priceputul. Deci mi-a strămestit priceputul. Deci omul semna, nu, priceputul. Nicolae, priceputul. Ne, priceputul. Vă ridic spre reflecție câteva paradoxuri. Primul paradox. Votul pentru Brexit a fost obținut în logica politică, în negocierea ieșirii, însă din Uniunea Europeană trebuie să se compute în logica economică și morală. Al doilea, vulnerabilitățile le-au creat politicienii, iar factura ieșirii, oricare va fi ea pozitivă sau negativă, va fi achitată ca de fiecare dată de cetățenii britanici. 3. S-a dorit recâștigarea suveranității de către Marea Britanie și s-ar putea pierde însuși regatul unit al Marii Britanii. Nu zic că se va întâmpla. S-a dorit recâștigarea staturii imperiale a Marii Britanie și a limbii engleză și s-ar putea obține tocmai contrariu sau autenticitatea. Adică britanicii vor înțelege în cele din urmă cine mai sunt și ce mai sunt. Și acum este criticat Trump și s-ar putea ca tocmai venirea lui la conducerea Statelor Unite să contribuie într-un fel sau altul la relansarea și la reinventarea Statelor Unite ale Americii. Pentru că cele două evenimente sunt momente de adevăr. Se poate coti într-o direcție sau alta. În legătură cu România, cred că sunt câteva lucruri. Cele două evenimente trebuie să facă obiectul preocupărilor noastre. Dar sunt niște lucruri care n-au nicio legătură cu Brexit sau cu Trump. În încheiere aș vrea să vă spun că faptul că noi avem cea mai mică sau una dintre cele mai mici productivități ale muncii din Europa și din lume, n-are nicio legătură cu cele două evenimente și nu evoluția pozitivă a celor două evenimente nu rezolvă problema. 2. Faptul că ne vorbim de rău singuri, ca nimeni alții, și facem tot ce este posibil să nu fim mândri de nimic din ceea ce avem, și nu avem puțin, e la fel fără nicio legătură cu Brexit și cu Trump. Faptul că avem un incredibil de mic grad de atragere a fondurilor europene, și datorită faptului că avem cea mai sălbatică birocrație națională de care se miră înșiși birocrații de la Bruxelles, care rămân mască la ce rafinament am dus noi birocrația, dar de asemenea legătură cu nimic din cele două evenimente. Faptul că nu avem politici publice și când avem, ne străduim strașnic să le sabotăm, cu orice preț, de asemenea nu are nicio legătură. Faptul că mesajele noastre trebuie obligatoriu să ajungă distorsionate la partenerii noștri externi, de asemenea nu are legătură. Și faptul că suntem fundamental diferiți acasă față de noi în deplasare, adică acasă, meseriașii noștri sunt hoți, sunt leneși, sunt neserioși, sunt îndărădnici, și devin remarcabil, harnici, disciplinați și înalt creativ când pleacă în Germania sau în Suedia sau în altă parte. Nici asta nu are legătură cu Brexit sau cu Trump. Și, în ultimul rând, faptul că ne plângem că nu ne sunt respectate valorile, dar noi le terfelim de câte ori avem puterea,
de asemenea ține de noi. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și să vă spun că, după părerea mea, Brexit-ul este o uriașă oportunitate pe care Europa trebuia să-și o ofere dacă nu venea singură, pentru a putea să încerce să se reformeze. Deci, practic, nevoia de reformare a Uniunii Europene e prezentă în retoric, în dezbaterea publică, de multe decenii. Ar putea să fie considerat acest moment, momentul de start pentru adevărate reforme, pentru că noi avem trei mari confuzii comportamentale. În România se face confuzie între conducător și manager, deci persoane numite sau alese să conducă ceva, devin automat manageri, deși managerul trebuie să aibă calități, competențe, capabilități, etc. Noi nu avem manageri în structurile noastre de conducere, ci persoane alese sau numite să facă ceva pe acolo. Există o mare doua confuzie între agenda personală și agenda publică. Suntem într-o universitate, deci în școală, și știți, nu numește guvernul sau parlamentul pe cineva ministru până nu ăsta își propune ca în funcție de propriile capricii să schimbe legea învățământului, să modifice bacul, să modifice orice, confundând agenda publică cu agenda personală. Și sigur, mai avem și alte fetișuri pe care nu vreau să le aduc acum la o oră de seară. Vă mulțumesc! Domnul profesor, pentru temele de gândire pe care ni le-a stat, vă rog, domnule Claudiu, Năsui. Bună seara! Primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorat să fiu prezentat de profesori universitari. Și aș vrea să spun, să mă focusez cumva pe punctele de acord cu domnul profesor Miron. Mi-a plăcut foarte tare când ați spus că n-ar trebui să avem încredere în politicieni. Într-adevăr, sunt total... De plină. Corect. Dar, într-adevăr, sunt printre cei care promovează și are un mare scepticism în ceea ce privește mitul mesianic benefactor al unui om care vine să ne ajute din pura bunătatea sufletului său. De multe ori avem această retorică, mai ales printre oamenii politici, că, de fapt, ceea ce trebuie să schimbăm, e foarte simplu, problema e simplă. Nu trebuie să schimbă nimic, trebuie doar să vină altcineva la putere. Cum rezolvăm problema companiilor de stat? Știți că companiile, România are un număr record de companii de stat. Avem foarte multe companii de stat în pierderi, marea majoritate dintre ele, cele care nu sunt pierderi, în general, au câte un monopol în subordine și sunt alimentare de acela. Altele sunt, de fapt, pe pierderea contabilă, își ascund pierderile și au rapoarte de audit calificate. Adică, practic, auditorii le spun că nu prea sunt corecte cifrele. Anul trecut, dacă vă uitați pe cifre, au crescut profiturile și singurul motiv pentru care a crescut este pentru că old chimului s-au șters niște datorii și atunci s-au trecut în profit, ceea ce, de fapt, este doar un aranjament contabil, nu a funcționat bine. Deci, dacă îi ascultăm pe oamenii aceștia, să vedem ce soluție ne propun, invariabil o să auzim, păi, management profesionist. Cum spuneați dumneavoastră, să fie manager bun, nu doar oameni cu ambiții personale, politice. Sistemul e ok, oamenii trebuie schimbați. Și unde am mai auzit noi lucrurile acestea? De fiecare dată, când se analizează eșecul unui sistem, mai deopte socialist, avem aceeași retorică. Nu l-au aplicat cine trebuie. Și aici, cumva, poate ar fi puțin dezapăcut. De pe o latură mai non-marxist. Avem un caz faimos al unei țări care, într-adevăr, n-a trecut rapid la socialism. Da, a avut cam toate reformele socialiste cu putință, sau bună parte dintre ele. Avem cazul Venezuelei, care era una dintre cele mai bogate țări ale Americii de Sud. Până când a venit Hugo Chavez cu un program care pe scurt s-a numit socialismul secolului 21, lăudat de vest, lăudat de intelectualitatea din vest, deci de oameni care fac politici publice și susțin politici publice în vest.
și laureat de premiul Nobel. Da? Deci, practic, a venit cu o largă susținere internațională. Cu o susținere, cum Trump, de exemplu, sau cum Brexit-ul, nu se bucură. Și ajung și acolo, că de fapt ăla este subiectul dezbaterii de astăzi. Și iată rezultatele. Au aplicat în tocmai. Nu au dat în spate. Deci n-au făcut, nu s-au expus la contraargumentarea aceea, dar n-au mers destul de departe. Nu, că trebuia mai trebuia naționalizată încă o industrie, mai trebuia limitat încă un alt preț, mai trebuia făcută mai multă inflație. Și vedem situația din Venezuela de acum, este o degringoladă quasi totală. Criminalitatea este extrem de sus, sărăcia atinge cote greu de imaginat. Efectiv, oamenii sunt cazuri care au spart în grădina zoologică să mănânce animale pentru că nu au mâncare. Deci o situație sinistră. Ceea ce ne duce la un lucru care este frumos pe planeta aceasta, de fapt, anume faptul că, de bine de rău, nu avem un stat planetar. Nu avem o singură societate pe toată planeta. Avem aceste organizații în state, cu monopoluri geografice, care încearcă diferite modele de reguli de societate. Putem încerca modele mai socialiste, putem încerca modele mai liberale și vedem ce iese. Aici sunt iarăși în acord cu dumneavoastră când ați spus și citez, trăim sub același cer, dar avem orizonturi diferite. Chiar foarte frumos spus asta. Pentru că este adevărat. Deși trăim toți în același lume, nu putem toți să avem aceleași scopuri. Și lucrul acesta este foarte vizibil în momentul în care unii dintre noi sunt puși în situația de a acționa pentru a atinge niște scopuri versus altele. Problema e sistemul în cadrul căruia acționează. Dacă acționează într-un sistem în care puterea este mai degrabă centralizată și puterea, de exemplu, pentru 20 de milioane de oameni, că suntem în România, este centralizată într-un oraș, al Bucureștiului. E clar că oricare ar fi sistemul de reguli pe care l-am implementat în București, pe care l-a votat Parlamentul, oricât de bine documentat ar fi, tot ar fi un one size fits all. O singură regulă pentru 20 de milioane de oameni, care în cel mai bun caz ar minimiza neplăcerile tuturor. Ar fi acea regulă cu care unii nu sunt de acord într-un sens, alții nu sunt de acord în alt sens, dar să presupunem că a fost făcută cu bune intenții și că a fost făcută deștept, cel mai bun lucru pe care îl poate atinge ea este minimizarea acestor neplăceri. Pe când, dacă avem un sistem descentralizat, cum este cel planetar, cum este cel în care suntem împărțiți în 200 și ceva de state, măcar regulile alea le facem mai apropiat de noi. Măcar ne afectează pe mai puține. Într-adevăr, sunt unele state, cum este China și ajung și acolo, care au peste un miliard de populație, 1.500.000, nu? Și care regulile pe care le face Guvernul Central se aplică la foarte mult. Dar la scară planetară măcar avem aceste laboratoarele democrației. Și ajungem la Trump. Și la Brexit. Lumea ideală poate este exact asta. Poate este una a laboratoarelor democrației. O lume în care sisteme diferite sunt lăsate să funcționeze și vedem care sunt consecințele lor. Statele Unite sunt fondate exact pe acest gen de principiu. Că fiecare stat să încerce seturi diferite de reguli și vom vedea ce este. Pentru că, până la urmă, nimeni nu are monopolul adevărului. Nimeni nu știe fix ce se va întâmpla. Realitatea este sistematic mult mai complexă decât o putem modeliza și o putem însuși ca entitate umană. Asta e alt motiv pentru care poate socialismul a eșuat în trecut. Pentru că a încercat tocmai acea complexitate incredibil de mare, care nici măcar în ziua de azi și mai performați antreprenori nu reușesc să o sesizeze toate și se vede lucrul acesta în niște decizii de investiții pe care le fac, care toate sunt proaste. Dar însuși faptul să zici că o investiție este proastă reflectă faptul că ai avut o piață acolo care să-ți dea acest feedback, să-ți zică nu era nevoie de un sistem de sateliți de tipul celui pe care l-a făcut Motorola pentru a avea telefonie prin satelit. Piața nu a reacționat, nu ți-a plătit înapoi banii pe investiția aceea, au fost bani aruncați, au fost o investiție proastă. Însuși faptul că avem genul acesta de sistem ne permite să spunem că, uite, unele investiții sunt proaste. În socialism nu există investiții proaste. În companiile de stat nu există investiții proaste. La noi, în țară. Deci atâtea investiții care le vedem sunt inutile și nici măcar nu mă refer la cele de tipul autostrada care se surpă sau terenul de fotbal în parc. Sunt investiții care sunt în mod vizibil supradimensionate sau au un decalaj teribil între nevoie și ceea ce apare apoi de fapt. Și lucrul acesta îl vedem nu doar în România, adică să
mi se pare că nu trebuie să ne gândim că problemele sunt ale noastre, că suntem români. Uitați-vă, avem în Statele Unite faimosul Bridge to Nowhere Project. Da? Este un proiect pentru care politicienii americani foarte abili, la un moment dat și într-o poziție de putere, au reușit să tragă solele necesare ca să facă un pod în Alaska, care lega Alaska de o insulă pe care erau fix 300 de locuitori. Bineînțeles că fiecare dintre locuitorii aceia avea bani, adică n-avea nevoie de podul acela care a costat și foarte mult, că construcțiile în zona aceea a costat mai mult. Deci, practic, avem acest gen de alocare a resurselor într-un sistem, pe când în alt sistem avem alt mod de alocare a resurselor, anume avem un mod de alocare a resurselor care e dictat de sistemul de prețuri, e dictat de profit și pierdere. Și acolo ajungem. Ajungem la evenimente de tipul Brexit. Ajungem, deci, la niște colectivități umane, care pentru unele motive greșite, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, aleg să iasă de sub o umbrelă. Aleg într-o lume globalizată, cum este cea de astăzi, să zică, noi nu mai vrem să facem parte dintr-un club. Dar să facem parte dintr-un club nu înseamnă doar acele libertăți, acele patru libertăți cu care personal sunt în întregime de acord și le-aș promova cu orice ocazie și cred că vor fi o pierdere pentru Marea Britanie. Problema e că acele patru libertăți de mișcare a bunurilor, a serviciilor, a oamenilor și a capitalului vin la pachet cu un set de reglementări umbre, un set de reglementări care se aplică one size fits all la toți membrii Uniunii Europene. Și să luăm niște exemple. Uniunea Europeană, acum, nu știu, poate greșesc, dar a ajuns la un grad de suprareglementare și este dată de exemplu în alte țări ca reglementări aberante. De exemplu, curbura cartofului era, la un moment dat, reglementată. Da? Sau abanat. Sau lucruri de genul acesta. Da. Adică, și toate lucrurile acestea. Noi avem impresia... Da. Deci, noi avem impresia că lucrurile astea sunt un hazard. Dar ele, de fapt, nu sunt. În spatele fiecare reglementare de genul acesta, ai câte un grup de oameni interesați să apară o reglementare de genul acesta. Dacă cineva a investit în niște soiuri de pere, de cartofi, de morcov, de ce-or fi ei, de un anumit tip, au automat interesul să își omoare din concurență. Faptul că iau interesul ăsta, nu avem cum să-l oprim. Este cert un lucru uman. În schimb, faptul că le dăm uneltele ca să-și urmărească interesul ăsta prin mijlocul acesta, este un lucru pe care am putea să-l oprim. Problema e că nu-l putem opri decât dacă avem, și când zic avem, este noi ca societate și fiecare om, o viziune foarte coerentă a cum ar trebui să arate sistemul. Și a cine beneficiază de pe urma unor lucruri. Când auzim de o politică de tipul curbura cartofului sau de tipul acesta. Frizerii n-au voie să folosească pici. Trebuie să ne întrebăm cine beneficiază. Care este... Este cineva oare care beneficiază de pe urmă? Îndeopște, da. Îndeopște ăla care a împins un pachet de reglementări, mai ales atât de stufoase cum sunt cele ale Uniunii Europene, în general a investit niște bani. Englezii din genul acesta de sistem au vrut să iasă. Dintr-un sistem în care regulile nu mai erau făcute la ei acasă, ci erau făcute la Bruxelles și li se părea că li se impun în mod nelegitim. Argumentele pro-Brexit cu care n-aș fi de acord sunt cele legate de imigrație, cele legate de mișcarea oamenilor, care, într-adevăr, au fost aduse în discuție în contextul acesta ultranaționalist. Ultranaționalist în care, practic, într-o lume globalizată, avem o reacție la această globalizare. Exact același lucru, și foarte corect, această conferință face paralela între Brexit și Trump, s-a întâmplat și în cazul lui Trump. Trump a câștigat pe un mesaj puternic anti-globalist. Anti acestor, mă rog, în cazul lui nu putea să iasă din Uniunea Europeană, dar putea să iasă din NATO. Și putea să zică nu la TIPP. Și putea să, și de altfel și face lucrul acesta. Putea să meargă pe ideea că vinovații nu sunt americani. Americanii, de fapt, sunt fraierii care au semnat niște acorduri. Vinovații sunt ceilalți. Și tragedia sistemului, nu știu ce au vorbit cei de dinaintea mea din panelul tine, este că dacă oameni ca aceștia acționează pe acest gen de idee și construiesc acele ziduri economice în jurul piețelor lor, o să creeze foarte mult rău, nu doar Statelor Unite și populației de acolo, ci tuturor oamenilor care ar fi făcut comerț cu aceștia.
Exact asta, în simetrie, nu s-a întâmplat la inglezi. În cazul Brexit, dacă vă uitați la argumentele pro-Brexit, argumentele nu erau de natură protecționistă, ba din potrivă. Daniel Hamlin, de exemplu, argumenta că tocmai ieșirea din Uniunea Europeană poate să permită Angliei să-și facă, să facă acele acorduri de liber schimb cu toate țările lui, cu care nu putea înainte. Putea să facă cu Australia, cu Canada, să refacă acel Commonwealth. Deci, cumva, avem două acțiuni foarte, foarte similare. De reacție la globalizare, la globalizarea aceasta politică, nu la cea economică. Dar una care e acompaniată de un protecționism economic, alta care este acompaniată de tocmai îmbrățișarea acelei globalizări. Personal, cred că mai degrabă calea engleză este cea de urmă. Și aș mai vrea să zic un lucru, pentru că ați menționat de acel New Deal. Juncker a venit cu 5 planuri pentru Uniunea Europeană, cu 5 viziuni. Prima dintre care era, lăsăm lucrurile așa cum sunt. După mine este cea mai plauzibilă. Având în vedere mecanismele extrem de greoaie, nevoia de unanimitate, nevoile de supermajorități pe care se bazează Uniunea Europeană, imobilismul și continuarea pe calea pe care este, mi se par foarte plauzibil. Alt plan era just a single market. Deci să rămână, practic, Uniunea Europeană ca și entitate cu cele patru libertăți, dar în rest fiecare să-și facă legi. Fiecare să scape de acea supra-reglementare. Și celelalte limbile mai scumpe fiecare, că practic sunt versiuni diferite ale aceleiași lucruri. Deci toată chestia asta, prezentarea asta între termeni de 5 scenarii, de fapt poți să faci o infinitate de scenarii, că apoi mai pui puțin în plus, puțin în minus și mai faci un scenariu. Practic, al treilea caz de scenariu este mai mult de integrat, mai rapid. Ne integrăm mai mult fie pe niște domenii, fie pe toate domeniile și ne integrăm și cu armată, și cu politică externă, și cu armată. El, evident că pe asta o susține, pe aceasta a treia. Și la rândul meu și eu încep să o susțin tot pe aceasta a treia și o să vă explic de ce. Personal, aș susține-o pe a doua, deci just a single market, în ideea de laboratoarele democrației. Suntem liberi să mergem unde vrem, suntem liberi să cumpărăm de unde vrem, suntem liberi să vindem unde vrem. Dar regulile încercăm să le facem fiecare la noi și vedem ce iese. Vedem dacă am avut dreptate, vedem dacă este o idee bună să o facem sau o politică. Da? Problema este că atunci când ne uităm la genul de idei care ies din clasa politică română, te cuprinde un sentiment de bucurie când vezi că Uniunea Europeană mai e acolo ca gardian să-ți mai dea peste degete când faci o prostie. Și avem faimoasa lege a celor 51% de produse românești, legile de tipul n-ai voie să țin terenul străinilor, și toate legile acestea care emană dintr-un naționalism economic prost de înțeles. Că dacă vrei să-ți ajuți economia, tocmai o liberalizezi. Nu o ții în mâinile acelorași oameni care până acum n-au demonstrat nici măcar bună credință și nici profesionalism. Da? Adică nu mergi pe aceleași căi bătătorite care au dus sistematic în același loc. Încerci să schimbi lucruri. Da? Deci în cazul României, zice că scenariul acesta, New Deal-ului acesta lui Juncker, acest ultim scenariu de apropiere față de un nucleu european care de bine de rău vine cu niște lucruri mult mai sănătoase decât unele idei care au fost lansate de clasa politică din România. Este o soluție mai bună. Pentru a încheia, zice că lumea după Brexit și după Trump nu este alta decât cea pe care am avut-o, este doar una în care ne-am trezit puțin la realitate. Așa zisele elite, niște politicieni de multe ori nealeși, sau cum zicea Daniel Hannan, care trebuie chiar să nu fie aleși ca să ajungă la Bruxelles. Li s-au arătat limitele. Popoarele au grăit și au zis nu, au zis stop. Că au zis nu din motive greșite, asta e altă problemă. Practic trăim într-o lume în care eram și înainte, doar că acum ne-am trezit puțin din iluzia că suntem toți o mare familie fericită. Poate nu eram această familie, și poate acum avem șansa să refondăm relațiile pe care le aveam pe baze mai sănătoase. Mulțumesc! Mulțumim domnului Claudiu Năsui. Să pregătim și întrebările pentru invitații noștri. Să nu uităm că domnul Claudiu Năsui este și politician. Ceea ce lucru bun e.
domnule Lucian Botea. Mulțumesc. Eu o să încerc să mut un pic discuția către o altă zonă care a mai fost pomenită și în panelurile de mai devreme, a mai fost pomenită și mai devreme de domnul profesor Miron, către zona de educație. Și aici plec de la afirmația lui Nelson Mandela, care ne spunea că educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi să schimbăm lumea. De lucrul ăsta nu s-a ferit nici Trump în viziunea lui și în ceea ce l-a ajutat să vină la putere prin ceea ce și-a propus să schimbe în zona de educație. E o zonă care e dezbătută din ce în ce mai intens și în Europa și Marea Britanie are și ea o problemă legată de această zonă prin Brexit, cât poate pierde și ce pot pierde europenii din ieșirea Marii Britanii din această zonă. Și ca să nu mă lungesc foarte mult în discurs, o să merg pe cele câteva puncte pe care Trump le-a atins în discursul lui în zona de educație și pe care încearcă probabil să le și implementeze punând o persoană care să se ocupe de acest domeniu, o persoană care a fost foarte activă în susținerea acestor idei. Prima idee și cea mai importantă este partea de a permite alegerea unei școli și a stimula alegerea unei școli de orice fel ar fi acea școală, mergând mai mult decât în a stimula alegerea școlilor și a subvenționa această alegere, mergând către un subiect care a mai fost discutat, de-aia am spus că o să ating la un moment dat un subiect pe care Claudiu l-a mai pomenit în trecut, nu astăzi, cel al voucherelor educaționale, care să urmeze studentul și elevul chiar, deci el s-a dus nu doar în zona universitară, ci și în zona preuniversitară, și aceste vouchere să urmeze elevul în orice tip de instituție de învățământ ar merge el, chiar dacă este de stat sau privată. Vouchere care au ridicat mari probleme și discuții din partea învățământului public în Statele Unite, spunând că în felul ăsta lor le vor scădea fondurile și nu știu ce vor face în situația respectivă. Răspunsul a fost simplu, deveniți competitivi, intrați în concurență cu celălalt de universități și celălalt de școli și veți câștiga la fel de multe fonduri cum aveați și înainte. Deci concurența e cea care își va spune cuvântul. Un al doilea punct pe care ei îl ating este zona de descentralizare a curiculei, încât să nu mai vină statul aici, inclusiv la nivel de stat federal și chiar și la nivelul statelor descentralizat, să controleze partea de curiculă, ceea ce, din păcate, se întâmplă în foarte multe țări și la ora actuală și în România, exemplu de control al zonei de stat, în zona educației, când zic de stat, mă refer la zona de politică, de minister al educației, e destul de pregnantă și foarte vizibilă. Creșterea zonei de hai să le spunem, colegii care la noi, la ora actuală, au început încet, încet să se reînființeze din zona de educație duală și vocațională, care și ei, la ori, în Statele Unite, sunt conștienți că trebuie să o dezvolte. Sunt cele trei zone în care a venit cu propuneri de a dezvolta foarte mult aceste zone și de a le implementa pe cât se poate. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi un punct în minus pentru politicile pe care el le aduce, ar fi zona de, hai să spunem, politică de imigrare, cea care controlează inclusiv accesul studenților străini la studii în Statele Unite și o să vă dau doar câteva cifre și o să vă spun că Statele Unite câștigă anual 33 de miliarde de dolari din impactul studenților străini care vin la studii în această țară și conform studiilor se pare că 400.000 de joburi sunt susținute de acești studenți străini care vin anual în Statele Unite.
Gândiți-vă că implementând o politică restrictivă în zona de imigrare, scade acest, numărul acestor studenți destul de mult. Eu am mai avut un istoric legat de acest lucru. Când au năsprit condițiile de imigrare la fel, nu la nivelul la care a impus Trump acum, ci ceva mult mai flexibil, aș spune, dar totuși a fost înăsprirea lor și Statele Unite au înregistrat 2 ani de declin în student, numărul de studenți internaționali pe care îi primeau și a fost motivul pentru care chiar au cerut și s-a insistat pe schimbarea zonei de politică de imigrare pentru cei care vin la studii. Deci nu vorbesc de cei care se duc acolo pentru joburi sau cei care se duc să se mute cu totul în Statele Unite. Și ca să vin și în zona europeană un pic pe acest impact, Marea Britanie, care este considerată a doua piață de educație din lume, are un venit de 18 miliarde de dolari americani în fiecare an din studenții străini care merg să studieze în Marea Britanie. Când vă zic de aceste venituri, nu mă refer doar la partea de taxe școlare, mă refer la toți banii pe care studenții și elevii îi aduc în această țară, însemnând partea de cazare, partea de servicii pe care le folosesc, partea de servicii pe care le folosesc părinții sau prietenilor care vin să-i viziteze în această țară, în aceste țări și așa mai departe. Se tot discută legat tot de acest Brexit și de ce se va întâmpla cu Marea Britanie și cu studenții care merg să studieze în Marea Britanie. Cei care pleacă din Marea Britanie să studieze în celelalte țări europene sunt în numere destul de mici, încât n-au fost neapărat luați în calcul. Sunt și ei undeva acolo, dar cei mai mulți care se duc în Marea Britanie pot avea repercusiuni negative, pentru că ar însemna odată includerea în zona de, hai să le spunem, cerințe legate de imigrare, dacă nu va mai exista o liberă circulație a persoanelor, până la taxe de studii care vor fi diferite de data aceasta, pentru că vin din afara zonei, din afara Uniunii Europene și înseamnă niște costuri suplimentare pentru cei care vor merge în aceste țări. România, din păcate, noi suntem undeva la spre coada clasamentului, dacă ne uităm la numărul de studenți străini care vin în România în perioada de după 90 încoace, e undeva la 0,1%, e un 0,2% din totalul numărului de studenți care merg la studii în străinătate, încât e greu de estimat ce s-ar întâmpla dacă nu mai vin ei sau dacă ei vin. E atât de nesemnificativ numărul, cu toate că o dublare a acestui număr ar mai mult ca sigur că ar avea un impact economic asupra României în mod general, pentru că vorbim de sume de bani care vin în țară, cumpărându-se diverse servicii și acei studenți care vin să studieze trebuie să și mănânce și trebuie să le și plimbe prin țara asta. Din păcate, există diverse propuneri de ca România să-și recrească numărul de studenți străini, și aici spun recrească pentru cei care n-au prins perioada de dinainte de 90, pentru că România avea foarte mulți studenți străini care veneau în perioada aceea la studii. Nu sunt adeptul perioadei respective sub nicio formă, nu înțelegeți asta, dar eram o piață de educație semnificativă. Din păcate, nu ne mai menținem în la acel nivel și am scăzut foarte, foarte mult. Să sperăm că pe viitor vom încerca și noi să ne legăm de ceea ce poate țări dezvoltate și cele care sunt pe primele 3 locuri pe zona de educație în lume fac, și poate ne vom gândi și noi să implementăm astfel de politici. Voucherul educațional este un vis care probabil nu se va reuși să fie implementat în România nici în următorii 10 ani. Din păcate, sunt destul de pesimist în punctul ăsta de vedere. Rezistența sistemului cred că este destul de mare la o astfel de schimbare. Descentralizarea pe zonă de curiculă nu cred că se va întâmpla, pentru că, la fel cum afirmase domnul profesor,
fiecare ministru care vine în zona de educație trebuie să vină cu o nouă lege a educației, cu modificarea legii educației. Mi se pare că în anii de la Revoluție încoace, mi se pare că am avut mai multe modificări ale legii educației decât ani în sine. Deci, cred că au fost modificări de 2-3 ori pe an făcute în zona de educație. Nu o să putem să ajungem la o dezvoltare și nicio țară nu o să poată să ajungă să se dezvolte foarte mult economic plecând pe puteri proprii, dacă nu are un sistem de educație bine pus la punct, care să pregătească oamenii în domeniul respectiv. Și oricât încercăm noi, eforturile sunt punctuale, din păcate, și nu cred că se va întâmpla lucrul acesta într-un timp foarte scurt. Dar poate o să vină Uniunea Europeană să facă și o politică comună în zona de educație, cu toate că nu cred că o au între priorități, au mult mai multe probleme la ora actuală, care să ne ajute și pe noi să schimbăm niște lucruri o singură dată și în bine, nu de 5 ori pe an. Mulțumesc mult! Aș vrea să fac pe scurt câteva precizări. Educația nu e achitată, deci ca atare nu vor fi probleme legate de mobilitate, dar prin faptul că procesul Bologna e extracomunitar și Marea Britanie va rămâne în procesul Bologna. În al doilea rând, spuneați dumneavoastră și vârsta dumneavoastră vă îndreptățește să spuneți, dacă spuneam eu același lucru, eram etichetat ca nostalgic comunist, că vârsta mă plasa acolo. Înainte de 90, România avea peste 25.000 de incoming students pe an, străini, numai că toți erau bursierii statului român, adică, practic, tinerii aceia de peste tot veneau ca bursieri ai statului român. România soft power. Avea o politică de aceasta de burse, nu se poate repeta acum. Am făcut noi o năzbâtie numită Bursa Guvernului României și odată cu deci, forumul Someul Francofoniei, care a avut în 2006 și s-a ținut la București, Guvernul României s-a angajat să cheltuiască $1 milion pe an pentru a oferi burse cetățenilor din țările francofone să vină în coace, dar s-a ucis acea chestie care era un lucru bun. Altă ordine de idei, sigur că sună interesant, dar există un fetișism al cifrelor. Statistica este știința care te ajută să manipulezi realitatea, fără probleme. Zice dumneavoastră că SUA câștigă din servicii educaționale 40 de miliarde, sau în jur de, e sub 1% din produsul intern brut al Statelor Unite, dar e o treime din al României sau ceva de acolo. Deci nu e puțin, dar nici mult, la fel ca și la Marea Britanie. Deci, practic, serviciile educaționale nu sunt. Aș vrea să spune că s-a vorbit aici de nivelul de educație. Președintele Americii nu poate fi condamnat pentru a avea un nivel de educație înalt. Nu zic că nu e școlit, că nu pot să nu fi, să zicem, misteț sau dimaci sau cumva ca să fii miliardar. Dar s-a văzut la ultimele două întâlniri de la Casa Albă, cu șeicul a Saudit și cu Angela Merkel, presa internațională nu răutăcioasă, a arătat din plin limitele culturale ale președintelui american, care, de cum a tras concluzia? Din mărlănia cu care s-a pronunțat în conferința de presă, a arătat că era iritat, pentru cât fusese puternic dominat și de cancelarul german și de înalt, mult prea școlitul moștenitor a doua mână al tronului saudit, nu-l poți condamna. De la sauditul ăla, de la 2 ani, e crescut să ajungă rege. Și normal că s-a format, dar va fi întotdeauna, și asta e marea problemă, va fi întotdeauna în, să zicem, dificultate și se va simți cu un handicap în Salonul Oval, când se va întâlni cu lideri politici de mai mare anvergură și cu mai multă chestie. Și aș vrea să spun un lucru, că exact antevorbitorii au spus
maestru niște chestii. Eu aș vrea să vă reamintesc două momente de iritare maximă. Iritarea maximă la britanici ca și cetățeni le-a produs o decizie a Bruxelului de a declara ajutor de stat o schemă de sprijin la British Telecom aprobată de Parlamentul Britanic și tehnocrații de la Bruxelles au spus ajutor de stat, Directoratul General pentru Concurență și a cerut restituirea. Aia a fost considerată lez majeste, pentru că a spus o lege promulgată de regină și adoptată de Parlamentul Britanic a fost declarată de niște nealeși neconformă. Același lucru pățește și Irlanda. Dumneavoastră știți foarte bine că Apple trebuie să dea înapoi o grămadă de miliarde, considerându-se sub formă de să le restituie ca și când ar fi împrumut și cu dobânzile aferente, datorită faptului că Irlanda a acordat o schemă de facilități fiscale pentru atragerea investitorilor străini, declararea de către Bruxelles a acestor lucruri ca ajutor. Avem și noi câteva exemple în ultima vreme. Unele binevenite pentru că ne dă, cum spunea domnul Năsui, ne dă peste degete acolo unde ar trebui să ne dăm singuri peste degete. Altele sunt mai costisitoare pentru că, vă dau un exemplu simplu, este clar că în cazul în care niște produse amenință sănătatea publică, ele trebuie să fie coordonate. Dar decizia Bruxelului, printr-o directivă comunitară sau o reglementare, un regulament, de a obliga producătorii de automobile să schimbe semnificativ concentrația antigelului, care duce la schimbarea de fond a sistemelor de răcire și care obligă companiile mari producătoare la niște cheltuieli impresionante, nu e întotdeauna, să zicem, în interesul strict al cetățenilor. E și o problemă, cum spuneați dumneavoastră, aceea de lobby, cine lobby, face lobby mai convingător. Pentru că unul din elementele teoriei integrării, neofuncționalismul ca una din filozofiile integraționiste spune că, să zicem, grupurile de interese își mută centrul de preocupare și țintire de la nivel național la nivel comunitar. Și v-aș da în termeni imobiliari un exemplu. Cele mai scumpe chirii se plătesc pe rue de la Loi. De la Loa e strada aia foarte frumoasă pe care se află sediul Comisiei Europene. E extrem de scumpă, dar sunt ocupate birourile alea frumoase. Eu am fost beneficiarul unui scholarship pentru European Union Visitors Program, care a mijlocit vizita două săptămâni la Bruxelles, Strasbourg și într-o țară membră pentru atunci, era vorba de anii 90, ziceau ei, cei de la Bruxelles, tineri cu potențial intelectual, nu știu dacă am fost eu sau înșelat, dar m-am numărat printre aceia care au fost școliți pe bani europeni ca să înțeleagă fenomenul integraționist. Și atunci am înțeles mistica Uniunii Europene. Pentru că mi-au trimis biletele de la Bruxelles la Lufthansa, clasa business, nici vorba să mă lase să iau la Tarom sau la altă companie. Ne-a cazat la Europa Intercontinental, ca să fim aproape de Comisia Europeană, dar atunci aveam multe stele și aveam, că tot s-a vorbit de vouchere aici, deci aveam voucherele de hrană depuse deja la hotel. Când voiai să ții tu regim, să faci economie, ți se plătiseră mesele la 5 stele și la Stockholm, unde m-am dus pentru o săptămână, m-au cazat la 18 km în afara Stockholmului, la un hotel tot de multe stele de astea, care avea vreo 18 terenuri de golf în jur, și m-a trezit eu în 1997, întrebând la recepție cu ce ajung în oraș. Și închei anecdotica asta, răspunsul a fost rent a car or take a taxi, sir. Și eu nu intenționam, vreau să mă duc cu autobuzul sau cu ceva. Deci, încă de atunci, spune, nu-ți dăm ție banii, îi folosim aici, într-un mecanism.
Închei prin a vă spune că mai am două strigături astea. Prima strigătură e regulile, întotdeauna sunt făcute de cei mari pentru a fi respectate de cei mici. A doua strigătură este că cei care fac regulile, de regulă nu se pun în situația de a fi, să le respecte. Și, sigur că, mai sunt și altele idei de aici. Mulțumim, așteptăm întrebări, comentarii. Vă rugăm, vă rugăm. Un singur lucru vreau să adaug, pare nesemnificativ, dar e din ce în ce mai important în materie de educație, un factor care este necontrolabil, dar care își face din ce în ce mai mult efectul. Se cheamă internet. La ora actuală, informația pătrunde din ce în ce mai puternic prin internet și o mare parte din oamenii, copiii cu care am vorbit, își preiau aceste informații care le consideră educație din internet. Mai mult decât atât, când vreau să știu de unde le au ca să îi plasez, adică ce site au ca să le plasez oarecum poziția, răspunsul este același. What do you know that from the internet? Ca și cum internetul ar fi o formă care îți dă imediat. Dar am vrut să o menționez, fiindcă va deveni din ce în ce mai importantă ca formă educativă și nu o văd controlabilă, sau cel puțin nu... Am un punct de vedere în legătură cu această problemă și aș spune de ce. Deci am avut onoarea să mi se adreseze Camil Petrescu. Deci, pentru cei care nu-l cunoașteți pe excelența sa, este unul din descendenții din marele scriitor și poartă numele integral. Deci, să știți că soluția nu e să încercăm să-i îndepărtăm, ci, atenție, e vina, ce constatăm noi și ne irită, e din vina faptului că n-am înțeles paradigma educațională revăzută. Continuăm să avem un învățământ focalizat pe informație, pe transmitere de informații și nu de competențe, de skills. Din momentul în care nu îi vom mai învăța pe tineri înălțim de munți și suprafețe de orașe, ci îi vom învăța să se întrebe corect, cui protest, de ce se întâmplă fenomenul ăsta așa și nu altfel, de ce se întâmplă, atunci nu vom mai fi critici la adresa internetului, pentru că, din păcate, se vorbea de vouchere, vă vorbește unul din primii părinți ai voucherelor educaționale. Eu, când am fost secretar de stat, nu mă laud. Am promovat un memorandum către Guvernul României, ca să trecem la această chestie, și cei care nu mă cred pot lua colecția din evenimentul zilei și căuta articolul care se intitulează începând cu 1 octombrie 2016, adio finanțare de la buget, a declarat secretarul de stat. Eu am spus că aș trece la un sistem de vouchere, și ziaristul a preluat jurnalistic drăcovenia asta și mi-a pus tot sistemul în cap că le tai finanțarea. Așa e corect. Ca să se ducă banii la beneficiar, și tot ne vorbesc că am fost prorector, am fost decan. Deci, pentru ca universitatea să nu mai fie feudă alea de stat. Știți, fiind locurile de la buget, bătălia e, îl cunoști pe ministru să-ți dea mai multe, și apoi le spui studenților, ce vrei, băi, bilogule, că tot nu plătești. Nu ai nevoie de nimic, nu. Păi dai voucherele și vine la tine sau la altul să te chinuiești să-i atragi. E discriminare. Dar dacă noi vom trece în schemele educaționale specifice noi economii și vom transmite cunoaștere, knowledge, creativitate, atunci nu vom mai critica tinerii că se inspiră. O să se inspire de oriunde și oricând, și în timpul examenului. Dar pune-i întrebări de genul, comentați pe scurt următoarea aserțiune. Și unii
prezenți aici știu, au înțeles acest fenomen, nu că mă dau eu exemplu. Dacă vom continua să le transmitem informations, figures, atunci normal că se vor. Nu. Deci, și nu vor fi pregătiți pentru a prelucra informații. Căutați-o și aici să discutăm la ce folosește. Eu zic că sunt... În orice caz, Milton Friedman ar fi proud of you. Milton Friedman, din câte cunosc eu, a fost cel care a introdus ideea voucherilor. Sigur, noi de la ei am învățat, nu avem nimic. Eu sunt, vă spun următorul lucru, că toți sunteți adeptul. Ce vă aduceți aminte că în această sală s-a produs următorul moment. Jeffrey Miron a dat mâna cu Dumitru Miron. Deci Jeffrey Miron, libertarianul de la Harvard, a venit și a conferințiat în această sală. Și eram și eu prezent în calitatea de auditoriu care are de învățat oricând și ne-am prezentat unul celuilalt, sigur, pe el, după aia mi-a spus că era din Ucraina, trăbunicul lui, îl chema Mironțev, pentru că era foarte lung, a tăiat țev și a rămas Miron. Deci, căutați pe Google, există și Dumitru Miron prezent cu dumneavoastră și Jeffrey Miron de la... Eu nu sunt libertarian și nu sunt de la Harvard. Vă mulțumesc foarte mult. Întrebare. Se merită de luat în considerație influența Rusiei în aceste două scenarii? Pentru că conform ambasadei, pe site-ul ambasadei Rusiei în Marea Britanie, 20 de miliarde de dolari sunt investiții din Federația Rusă în United Kingdom. Și au scăzut în 2015 cu 50% din cauza sancțiunilor. Și la fel, conform Fox News și Wall Street, da, se spune că 110 milioane de dolari din proprietate de Donald Trump sunt venite din capitalul rusești. Și a câștigat Trump nu votul popular în America, ci cu ajutorul votului electoral, corect? Deci, cu o puțină, da? Ajutor. Același lucru ca și în Marea Britanie. Referendum a fost câștigat cu foarte puțină diferență în față. Da, legat de acest ultim punct, practic, așa funcționează sistemul Statele Unite, practic. Nu votează oamenii, votează statele și statele votează ce au votat oamenii. Adică n-aș zice colegiul elector. Colegiul elector, exact. Dar aia nu votează cum vor ei. Adică nu, dacă... Codul electoral este ținut de votul populației din statul respectiv. Adică dacă într-un stat a câștigat Hillary și acel stat are, nu știu, 40 de electori, toți aia 40 trebuie să voteze Hillary. Și motivele pentru care au acest sistem sunt istorice. Păi Hillary a câștigat cu 3 milioane mai multe voturi. Da, ții ți-ar plăcea să joci fotbal și la urmă să spun, nu, hai să facem scorul după rugby, nu după fotbal. Că așa e, la fotbal, dacă dai deasupra porții, e rateu. La rugby se consideră două puncte. Și la noi, există foarte, foarte multe aberații legislative, de tipul județul Alba, unde PSD-ul mi se pare că a luat aproape la fel de mult ca și PNL, în schimb PSD-ul are un singur reprezentant, PNL-ul 5, în cauza redistribuției. Deci sunt chestii de tipul ăsta așa, sau cel mai parlamentarul care are cel mai puține voturi are 200 și de voturi. Și legislatura trecută avea 43. Păi l-am și cunoscut pe parlamentarul, era domnul Iosif Cătă, care a câștigat pe diasporă 38 de voturi sau 43. M-am bucurat că a câștigat, pentru că a fost secretar de stat cu mine. Deci era secretar de stat pentru învățământul limba minorităților și am zis, doamne, cu 35 de voturi, dar s-a dus un intelectual de mare rafinament, pentru că era profesor. Deci el a fost la pensie acum, dar a fost profesor de istoria artei la Babeș-Bolyai. Adică la Universitatea de Arte și Design din Cluj. Deci măcar să câștige un intelectual rafinat cu 35 de voturi, decât un mediocru și agramat cu 80.000. Dar întrebarea pe care a spus-o era, contează Rusia nu știu ce? Vă spun cu toată obiectivitatea cuiva, care a citit multă literatură rusă. Fătămâștul i-a izducea rusă, i-a zis școală, i-a zis avariu rusă. I-a zis avariu rusă, i-a zis toje.
Eu am făcut rusă și germană, engleza nu vorbesc cât de cât, la modul așa manage myself. Dar Rusia trebuie luată în considerare în orice ecuație, mai mare sau mai mică. Nu se poate face abstracție de statutul, dacă cândva Rusia, USSR-ul și apoi Rusia ca moștenitare, îndrăznea să spună că e mare putere, acum poate fi consiliat, poate retrogradată la putere, nu mai e mare putere, dar din toate punctele de vedere, mai ales niște parametri militari, strategici și de altă natură, Rusia contează în toate ecuațiile, nu fundamental cum ar dori ei, dar nici nu poate fi neglijată. Și în momentul în care ați văzut, când sunt neglijați dintr-un punct sau altul de vedere, reacțiile se văd. A discutat mai devreme de Venezuela. Sigur că este încă un experiment exemplar pentru incapacitatea socialismului și comunismului de a fi rațional. Știți că știința economică, mai ales școala austriacă, a demonstrat fără tăgadă că nu e posibil calculul economic, rațional economic în socialism, datorită faptului că lipsesc niște lucruri. Dar, tot așa, există așa numită teoremă a opușilor inseparabili. Statul și piața sunt opuși inseparabili. Dacă se exagerează într-o direcție sau alta, se greșește fundamental. Deci, Rusia trebuie să conteze cât e locul. S-au mai făcut greșeli istorice. Stalin demonstrează acum istoriografia. Că Stalin a fost etichetat ca agresiv imperialist și cu dorința de a duce comunismul în toată lumea. Nu sunt un fan al lui Stalin, pentru că a fost unul dintre cei mai odioși cetățeni ai planetei. Dar dacă s-ar fi uitat mai atent și ascultau pe aia care spuneau, aveau o temere, nici vorba să agresivitatea, ignorarea lui a fost încurajatoare pentru Stalin să facă o mulțime de lucruri. Nebăgarea în seamă. De aceea, știți, somnul rațiunii naște moaște. Deci Rusia are un interes și, să o spunem, pace înstită. Brexit-ul i-a venit ca o mănușă. Adică a fost un lucru favorabil pentru Rusia, în niciun caz, pentru că era un semnal de slăbire a Uniunii Europene. Venezuela având a doua rezervă de petrol din lume. Bine, zic, Venezuela are o mare problemă pentru că era asociată prevalența ei cu bogăția aia de atunci și cu prețul petrolului. Una era să vinzi petrol și cu cantitățile de atunci la $142 barilul și alta e acum să vinzi la 30 și ceva până în 40 și îți scad de 5 ori încasările din cele mai importante, la fel și cu Rusia. Deci, atunci, Statele Unite au ajutat Rusia, încurajând creșterea exponențială a prețului petrolului și a făcut acest lucru, a făcut mult mai mult decât niște împrumuturi de la FMI. Deci, rușii s-au autofinanțat cu prețul petrolului. Acum, pot fi puși la pământ, tocmai și știți foarte bine că ieri, alaltă, s-a luat decizia în cadrul OPEC de a mări din nou producția pentru considerente legate de... Ei au 50% din GDP provenind din petrol. Rușii vor avea mari probleme. Vor avea mari probleme dacă scade și din nou prețul la petrol, pentru că își finanțează bugetul public masiv din redevențele și din accize, din... multe lucruri și mai ales pentru cei care suntem mai multe ore, apreciez focusul. Vreau să pun vreo două întrebări, dar mai întâi să ridic o chestiune, pentru că s-a discutat toată după amiază, dar mai ales în următoarea sume despre chestiuni legate de Trump, alegerul lui și mai ales apropo de Brexit. Mi se pare, repede, o părere că parcă nu dăm suficient atenție faptului subiectiv. Adică știu că fiecare punct de vedere și un punct de orbire. Și sunt multe argumente și multe păreri, pro și contra, și așa și fost votul foarte strâns la ambele
alegeri. Mi se pare că totuși în chestiune și atunci când a fost referendum și acum se pune problema că, domnule, n-a fost bine, domnule, Cameron asta a fost populist, nu e și nu trebuie să pună, nu trebuie să voteze, oamenii nu pot să înțeleagă chestiuni complexe. Totuși, când sunt chestiuni subiective și unul consideră că a văzut și astăzi exemple de la cel mai bun comunism, la capitalism, altfel, totuși, cum se tranșează aceste lucruri? Pentru că aici mi se pare că e marea problemă și nu există suficient realism. Asta e și o parte din problema mea cu Uniunea Europeană. Sunt multe lucruri bune, n-ai cum să... E clar că trebuie să fie o formă de colaborare, mai ales pe cele patru puncte, că altfel trăim într-o lume globală, fără competiție, n-ai nicio șansă. Dar cine arată statisticile, deși cu statistica se poate dovedi orice, și a spus noastră asta, că totuși Europa, competitivitatea scade, nu doar problema României cu productivitatea, dar Europa, comparativ cu Asia, comparativ cu America, este scădere. Nu cumva, nu e o chestie suficient de realism. Am fost puțin surprins să aud că un libertarian susține, chiar că am o întrebare pregătită pentru asta, că am văzut poziția USR. USR a lansat în seara asta un document și a zis chiar, merge pe varianta 5, federalizare. Suie, cum se spune, dar asta pe lutele Europei. Mă miră într-un fel. Da, comparativ cu Parlamentul nostru, e dezastru. Și asta următoarea mea întrebare pentru asta, domnul Năsui, dar din 1975, dacă nu greșesc, când au fost primele alegeri europarlamentare, s-au întâmplat două lucruri. 71 au fost primele, 75 între Marea Britanie, parcă a fost o... Dar ce înseamnă? Pe de o parte, responsabilitățile Parlamentului European, puterea Parlamentului European a crescut, dar nu foarte mult, dar acum a crescut, iar nivelul de participare, rata de participare a cetățenilor a scăzut. Ceea ce înseamnă că Parlamentul European și construcția rezultată are mai puțină legitimitate, din punct de vedere, mai puțină participare. Chestiunile sunt din ce în ce mai complicate, vrem mai mult, mai multe domenii, dar cetățenii sunt din ce în ce mai îndepărtați. Există o elită, există o elită educată sau bruxelezii care înțeleg anumite lucruri, dar față de cetățeanul de rând, chestiunea asta nu are cum să funcționeze, de asta mi se pare o chestiune de nerealism. La fel și cu Brexit-ul. Ca român și ca român conservator în sensul nord-atlantic, aș fi preferat ca UK-ul să rămână în Uniunea Europeană și împreună să facem Uniunea Europeană mai realistă, mai funcțională. Dacă aș fi englez sau român la Londra, că am foarte mulți prieteni români la Londra, probabil la fel că aș fi votat să rămână pentru Remain, să rămână în Uniunea Europeană. Că așa mi se conjunctura, economia, serviciile financiare, city, de așa, ar fi de așa. Dacă aș fi în nordul Angliei, unde am și acolo prieteni, probabil, bine, e contrafactual, probabil aș fi votat împotrivă. Adică aș fi votat pentru exit, pentru Brexit. Totuși, cine... Nordul Angliei am spus. N-am spus nordul UK, prea precizat. Știu, nordul Angliei cu Brownie, așa, nu? Așa. Totuși, trebuie să înțelegem, la fel și cu, America. Din toți 17 candidații republicani, poate doar guvernatorul Chris Christie nu mi-a plăcut. În rest, pe toți la 15 i-a fi preferat lui Trump. Dar e și Trump. Asta e. Cumva, nu doar că nu respectăm ideea de respect de votul democratic, dar nu cumva încercăm, parcă prea mult să-i găsim ideea asta. Domnule, găsim cele mai bune argumente. Vă amintesc ce a luat și în vară. Imediat după ce s-a votat Brexit-ul, piața a căzut, fluctuații mari ale lirei și așa mai departe. Ce să descurcă? De domnul și-a revenit în mare parte. La fel și cu Trump. Stai puțin, că economia din multe probleme, deci a depășit pragul 20.000. Cumva, cred că trebuie să înțelegem că cine decide? Noi românii, oameni educați, totuși cetățeanul de rând, da, trăim într-o lumea percepție și unor percepții poate să fie greșite. Românii votează foarte mult, apropo de lucrul ăsta, dar asta a fost ideea și mi se pare că nu dăm suficient atenție acest lucru. Dar am și o întrebare în două puncte pentru domnul Năsui. Sunteți un om tânăr, nu știu, 30 de ani sau aproximativ cât vă aveți, sunteți un libertarian, dar în ultimul an ați avut două experiențe importante. Ați fost parte și sunteți acum parte din două dintre cele mai stufoase, birocratice și nerespectate instituții din România. Respectiv Ministerul Finanțelor, sau dacă nu greșesc, dar Secretar de Stat. Și s-au sucrat și apoi aici în Parlament. Cum credeți? Pentru că ce se întâmplă în România, la fel, două de ani, apropo de... În ultimii ani sunt din ce mai mulți oameni care iubesc libertatea, vor mai mult în multe domenii. Acum câțiva ani, subiectul homeschooling sau bacele nu exista. Nu exista în România, acum există. Inclusiv s-a reușit, în sfârșit, acum câteva luni, domnul știe problema, să se dea și confidențare la per capita, la elev, da? Un lucru care mulți îl opun. Pe de altă parte, deși din ce mai mulți oameni care doresc libertatea și așa, Parlamentul României
și cel din 2012 și cel actual, știu că subiectiv, dar sunt și indicii aici, sunt din cel ce mai neiubitoare de libertate. Cum considerați? Și nu o să vă întreb USR, subiectul zile cu Cioloș și cu aia, că deja ne puteți și cu... Dar cum considerați dumneavoastră că se poate construi în USR sau în alt un partid sau ca în Parlament să existe mai mulți oameni care să susțină vouchere în educație, să susțină competiție, nu numai alocări bugetare, să susțină mai multă libertate, să crească democrația participativă. Cum credeți că, așa, câteva, două, trei, nu 17 lucruri și două, trei idei fixe sau specifice în sensul ăsta de fixe, că putem face lucrul ăsta? Așteptați 200 de ani. Nu, eu nu, am așteptat, aveam 16, 17 ani neprins la Revoluție, eram în clasa 11, am stat în piața universității, am zis special uneori, am stat, vrem și altceva, adică suntem realiști, nu se schimbă lucrurile peste noapte, dar nici. Domnul profesor își amintește de nou din 57 cum era România, 57 Steiner încă nu fusese arestat. Am fost consilier al ministrului. Într-adevăr, sunt printre cele mai birocratice și nepopulare instituții. Bine, nu prea e ușor să fie fiscul vreodată populat. E ăla care îți ia banii cu forța. N-ai cum. Dar, dacă vrem vreodată, avem două opțiuni pentru schimbare. Întotdeauna. Și oricare ar fi ideologia sau setul de idei politice la care aderăm. Reforma sau revoluția. În urma unei revoluții, nu știi ce iese. Ba dimpotrivă, zice că mai degrabă aș crede că dacă ar fi o revoluție, ar ieși ceva mai rău. Eu sunt unul din puțin oameni de stradă care nu strig sloganul ăla. Știi cum îi strigă? Singura soluție cu revoluție. Nu e adevărat, nu. Reforme, nu. Exact. Dacă vrem însă reforme, trebuie să jucăm jocul sistemului. Trebuie să vedem cum se fac regulile. Că până la urmă asta e problema. Regulile în care trăim în societate. Și ele, oricât de mulți am crede că o regulă e bună, dacă ea nu trece prin acel proces parlamentar, OUG, cum e el, constituțional, nu trece. Din păcate, există aceste structuri care concentrează foarte multă putere, ministere, parlament, care sunt însărcinate cu a face aceste reguli și care apoi sunt impuse de tot aparatul coercitiv al statului. Deci noi, absolut, opinia noastră nu poate fi... Asta e teoretic. Dar cum credeți că puteți construi... Păi haideți să vă spun. Anul trecut, de exemplu, eu m-am ocupat de trei proiecte. Nu o să vă zic pe al treilea, pentru că nu am reușit. Eu zic pe două de care am reușit. Unul, platforma de transparență bugetară, transparență-bugetară.gov.ro, prin care încercam și toată filozofia este să se vadă măcar statul. Să știm și noi când trecem prin o instituție a statului. Orice, o grădiniță, un minister, orice instituție, pe ce s-ar cheltui bani, unde s-au dus. Nu vă dați seama de efortul care este pentru administrația publică să facă genul acesta de lucruri și toate întrebările, dar de ce interesează, de ce trebuie să știm, dar nu avem multe accese. Păi știu că ai statul român, are vreo 16.000 de instituții. Da? Agenții de reglementare, subagenții, Academia Română are vreo 60 de instituții. Fiecare minister mai are academii, institute de cercetare, există academii paralele, Academia de Securitate al lui Gaviofrea. Fiecare cu sinecură, fiecare cu o chestie, cineva acolo care a tras tare să-și o facă și așa o. Deci avem tot pe inginii și ăsta și mă gândeam, bă, hai să-l facem public, să dăm jos cortina, cum ar fi. Deci asta a fost un lucru și care am văzut și cinstea actorului ministru că îl continuă, că continuă updatarea acestei platforme. Și al doilea, care de asemenea a fost extrem de greu și care nu putea fi, sau nu aș fi neapărat o măsură liberală, dar măcar era o măsură care să facă statul mai ușor de folosit pentru noi cetățenii, anume ce poate să fie la finanță, adică plan de impozit. Pentru prima oară în istoria sa, ANAF-ul acceptă plata bucată. La ghișeu, deci până acum la ghișeu ANAF-ului, dacă vă duceați, stăteați la două cozi sau trei cozi în funcție de DGDFP-ul ăla de anabismul la care vă duceați și se plătea mai cash, deci veneați ca și Pablo Escobar cu banii chis, că ei nu acceptau card. De anul trecut, ANAF-ul se poate plăti și cu cardul la ghișeu, efectiv, dar și online. Și online de la 3 noaptea, dacă ați uitat să plătiți impozitele și... v-a apucat o dorință patriotică de a susține bugetul general consolidat, vă puteți loga pe, sau vă e frică de amenzi,
vă puteți loga pe ghicio.ro, care, atenție, atenție, deci dacă vă place cum arată site-ul, ați crede că e un proiect al statului român, dar nu e. Este un proiect al unei asociații interbancare, Shell, Visa și Mastercard, care e pus la dispoziția statului român tocmai ca să încurajeze plata, plățile cu card. Da, bravo lor, adică este, acesta este un exemplu de lobby pozitiv. Uitați că cineva a venit și cu un lucru bun. În schimb, aceeași instituție, același apero, așa se numește o asociație, aceeași instituție a făcut tot anul trecut, și aici, de exemplu, și-a făcut în minister ca liberal, m-am împotrivit unor măcar din poziția mea, că informezi ministrul, vorbești cu secretarii de stat, spui niște lucruri, îi pui în contact, faci, te agiți. Aceeași instituție a reușit anul trecut să facă o chestie care se numește legea cashback. Dacă ți-au zis, o lege cu, cu multă vârvă și de o parte și altă. Sunt argumente de ambele părți ale baricadei, eu am ales o parte a baricadei. Deci, practic, totul a pornit de la o lege a statului român prin care instituțiile statului și instituțiile de utilitate publică erau obligate să accepte plata cu cardul. Lucru care nu se întâmplă, atenție. Deci, practic, statul nu își respectă propriile legi. În schimb, acum câțiva ani, la lobby-ul acestor asociații, a fost introdusă și obligativitatea pentru firmele private, care au cifre de afacere mare, peste 100 de mii de euro, să introducă lucrurile acestea. Da, peste 100 de mii de euro, și înțeleg, toată lumea care are cifre astea de afacere, are plată cu cardul, pentru comerțul cu amănunt. Deci, nu prea... E exact tipic lobby. Mai întâi faci o chestie care nu trezește multă vârmă, că e un prag super ridicat, nu afectează multă lume, aia care, pe care afectează oricum avea POS, după care am trecut ce-o făcut. Au scăzut prag de 10 ori, de la 100.000 la 10.000 și deodată i-a prins pe aproape toți, că la 10.000 de euro cifră de afaceri pe an e cam un salariu minim, că știi, ca antreprenor, deci deodată îi afectează. Deci, practic, lucrul bun e asta, dar întrebarea mea mai ales cum facem ca la măcar o tare dată în Parlament să fie mai mulți oameni care să iubească libertatea. Știți, orice. Din păcate nu există soluții de termen lung la probleme, de termen scurt la probleme atât de ampe. Sigura cale este să se schimbe mediul ideilor, să fie cât mai mulți oameni, ca dumneavoastră, ca toți cei aici prezenți, probabil, care să se intereseze. Nimeni nu are monopolul adevărului. Dacă te interesezi și începi să te informezi și începi să ai o opinie, să te uiți la niște exemple, și totuși, grație internetului, avem acces la informații, avem acces la date, avem acces la argumente, avem multe lucruri care înainte erau cumva monopolul unei elite, care avea și timpul și accesul la... televiziunea nu știe neapărat că îți dă toate datele, îți dă toate datele preselectate de cineva. Înainte aveam toate televiziunile, măcar acum avem și noi ceva. Da, corect. Deci, practic, asta este soluția, mă luăm. O soluție, într-adevăr, care este permisă de o inovație tehnică, cum este internetul, dar care poate fi utilizat. Și aș mai spune un lucru, mai o soluție. Ca oameni politici, și mă refer la, de exemplu, la fostul ministru al finanțelor, să ia o poziție. Ea a zis fel, ea nu crește taxele. Nu va zice nu oricăror creștere de taxe. Și așa a fost. Când a venit un proiect, anume cel al domnului Biriș, în care se creșteau taxele, până la urmă, vă vedeți pe 4 ani, pe 5 ani implicat să aduceți mai multă libertate în Parlament? Băi, eu... Mă pun 3 ani, mă refer. Cam asta am făcut tot timpul. Deci și înainte, cum zicea și domnul profesor, am militat pentru un sistem de vouchere. Voi continua oricum aceste eforturi. Până politic urmă... activ. Da. Și aș zice un lucru care ați menționat USR-ul. USR-ul nu este un partid libertar. Nu este niciun partid socialist. Este un partid care nu își propune să rezolve probleme doctrinare care există de sute sau milenii de ani. Nici nu ar putea să facă lucrul acesta. USR-ul și-a pus o misiune pe care cred eu că în continuare și-o îndeplinește și pe aia care poate cel mai important lucru în România. Mai costează, dar deocamdată a ieșit. Da. Bun. Deocamdată orice s-a întâmplat mai, misiunea USR-ului aceea este și aceeași ar fi și cred că vom vedea, nu știu, poate minim un an sau la sfârșitul celor 4 ani de mandat, cât de mult a reușit să-și îndeplinească din misiunea aceea. De oricum, chiar dacă se zice că nu reușește să-și îndeplinească, deci worst case scenario, tot aceea, așa s-ar putea, adică așa se fac pași înainte. E greu de crezut că o fragmentare ideologică în multe partide mici, în contextul actualului sistem, care ai un prag electoral, ai niște reguli electorale, ar face vreo diferență. Asta ar face jocul celor deja puternici și celor care sunt deja în sistem. Și care, atenție, pe tocmai se trebuie de parlament. Deci, ei fac parte din problemă.
partidele astea, tradiționale, sunt niște business-uri, până. Deci au o bunăstare financiară asigurată de pozițiile pe care le au, de privilegiile pe care le dau altora. USR-ul e primul partid care nu a crescut pe baza asta. Are, a crescut pe haide să o vedem, că întotdeauna ne zicea, vei fi infractor. Dar să nu faci crime. Poate nu mă știu. Dar deocamdată nu este, deci asta știu. Cred că am putea echilibra puțin poziție, menționând că până acum așa să mă adresez deputatului Claudiu Năsui, despre cunoaștem de ceva vreme și sigur că îi susținem de el, acum fiind politician, o să mă adresez de domnului Claudiu Năsui, ca să zic așa. Că mi se pare doar ca o notă, așa, mi se pare că din cele susținute până acum de domnia sa sau de USR, dacă am putut să urmăresc, e vreo măsură care aduce libertate pe acolo. Adică transparentizarea, plata cu cardul, nu mi se pare că faptul că pot da mai repede veniturile mele cuiva sau le pot deta, mi se pare că aduce mai multă libertate asta. Nu văd cum. Voucherele la fel. Nu înțeleg care e legătura între vouchere și... Dar să avează timp și asta dă libertate. Mă rog, resursele care... Vaucerul educațional dă enorm de multă libertate. Problema stimulentelor, nu vă cum o schimbă, n-aș vrea să intre neapărat într-o dezbatere de tipul ăsta, dar nu vă cum schimbă, dar problema legată de calcul economic, care sunt cele două probleme fundamentale, stimulente și calcul, nu văd cum ar aduce mai mult libertate. Dar încă o probleme care crea mai multe confuzii, aici putem să lucrăm. Doi, că tot ați menționat și acum să zic chiar ca să echilibrăm un pic, așa că suntem aici de la universitate și să nu se înțeleagă că dumneavoastră ați fost pe invitație, pe organizatorii, dar fiindcă sunteți singurul partid prezent la bază, astăzi erau mai multe, astăzi ne-au venit și de asta în sensul ăsta, ce vreau să zic. Adică faptul că USR, spuneți dumneavoastră, nu-și propune să rezolve dilemele doctrinare, ideologică și mai departe, deci nu se implică, că cumva ajung pe poziție neutră. Mai să spun așa, e un partid fără ideologie, e cum să zic, o comedie întreagă. Adică nu văd cum ar putea exista un partid fără să aibă anumite poziții, sau eu să susțin o măsură liberală, iar ceilalți să aibă alte opinii și noi nu mergem împreună la un front comun, la o poziție comună doctrinară. Dar mă rog, o să mă opresc aici pentru că mai răspirea doamna, nu vreau să intru în tipul ăsta de debate, dar totuși, dar fiindcă era singurul partid de la masă, am zis să fac eu pe oponentul și mă... Eu sunt Claudiu, deci spuneți-mi Claudiu. Nu mai ales. Faptul că și în comunitatea liberală libertariană există numeroase viziuni diferite asupra numeroaselor lucruri. Fiecare alege să se concentreze pe unele lucruri mai mult decât pe altele și evident te concentrezi pe lucrurile care te unesc dacă te-ai dus într-un anumit lucru, nu pe lucrurile care te despart. Exact așa funcționează și partidul acesta. Miza acum nu este să tranșezi o problemă de tipul acesta. Asta nu înseamnă că e o miză neimportantă. Asta nu înseamnă că partidele nu ar trebui neapărat să, sau clasa politică nu ar trebui să discute exact problemele acelea. Adică există și alte probleme, unele care aduc unitate de tipul transparență, de tipul politică altă de ce s-a făcut până acum, de banon local, de lobbies și modul acesta de politică, pe care unanim îl recunoaștem, sau nu chiar unanim, dar foarte e mai degrabă consens în a spune că genul acela de acțiune este nociv. Și atunci nu văd nimic rău în a te focusa pe punctele care te unesc și susțin că da, este un partid divers în faptul că sunt niște divergențe. Există niște divergențe, există oameni care cred lucruri diferite și în momentele în care cred lucruri diferite, vor vota fiecare în consens. Mai e o parlamentare cumva și oamenii care votează și zic, a, uite ce a plus serie, a votat contra LGBT, a, uite unul a votat pentru. Deci asta merge doar pe termen scurt. Și mi se mă spun tot cu prietenia că am fost. Mai avem un partid de aceeași factură UDMR-ul.
Da, nu, ei nici măcar nu sunt partid. Știu, da. Știți? Tot la fel. Eu am făcut campanie pentru USR, nu la toți deputații, dar la unii deputați. Fac parte din grupul popular european, adică din momentul în care te-ai... Ca să iau într-un fel, nu că i-aș lua apărarea, dar cum îți explici atunci partidele care au care teoretic sunt partide de zonă de stânga și vin cu niște platforme și cu niște programe cu foarte multe măsuri de dreapta? Domnul deputat, deja ale nu sunt partide, alea-s altceva. Greu ne așteptăm să bătăm prin asta. Adică, sunt oportunist, da. Ce nu... Da, n-avem voie să facem politică în universitate, deci să nu mai pomenim de... Da, vorbim de doctrine. Doctrine. Vorbim de doctrine, deja. Doctrinele, da, dar din momentul care am pomenit... Care nu există la... Deci, domnul profesor, dacă e legat de chestia asta... Și da, avem un caz a unui liberal care a votat pentru o creștere imensă de salarii și a iuristică și de o socialistă, deci oameni declarați liberali și autodeclarați socialiști, da? Care a votat contra. Este cazul invitatului care n-a venit în seara aceasta, domnului Florin Cățu, care a votat pe linie de partid pentru creșterile acelea de salarii, și senatoarei Florina Presat, care în aceeași comisie a votat contra. Deci toate astea pentru a spune că poate acele linii doctrinare nu sunt esența în real politicul de astăzi. Cățu a votat pentru? Cățu a votat pentru, da. De aia n-a venit ca să seamnă. Și îmi cer scuze, știați mâna ridicată de foarte mult timp. Mulțumesc. Aș aduce înapoi la obiect această discuție. Deci vorbim despre Brexit și Trump. Și trebuie să ne readucem aminte că una din cauzele majore a Brexit-ului a fost reglementarea excesivă. Și Marea Britanie a folosit din plin tot ce se putea folosi în a spune nu în anumite, pe anumite legislații. Deci a folosit din plin. Dar asta nu înseamnă că s-a dereglementat reglementarea absolut excesivă pe care trebuie să o spunem și să o recunoaștem cinstit, există la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, Trump a spus că la două, că într-o lege nouă dată, el dorește să anuleze alte două legi. Da? Și acum v-aș întreba pe dumneavoastră și poate și ceilalți invitați ar putea să îmi ofere un răspuns. Ce vă propuneți dumneavoastră pentru România în ceea ce privește dereglementarea? Pentru că România se confruntă și mediul antreprenorial se confruntă cu o reglementare absolut excesivă. Eu aș spune că chiar și juriștii sunt sufocați de cât de multă legislație există în domeniu. Ce vă propuneți? Aveți un orizont de, să zicem, 3 ani de zile, da? În care ce v-ați propune în a dereglementa și în a ajuta mediul antreprenorial și numai de a ajuta în general evoluția societății, care este în România, ca și în Uniunea Europeană, blocată de reglementări, așa cum a spus și domn profesor, de curbura perei sau mai știu ce alte lucruri, care sunt oarecum abracadabra. Mulțumesc! Păi, nu sunt total de acord cu dumneavoastră. Trăim într-o... Concret? Acum... Dacă v-ați propus, dacă nu... Da, absolut, absolut. Unul dintre lucrurile la care lucrez chiar acum, dar trebuie să înțelegeți și mă primesc în opoziție. Că opoziția vine cu un proiect de lege oricât de bun e, prin simplu fapt că a venit doar opoziția cu el, îl pică. Trebuie lucrat cumva să fie în consens cu cei care au majoritatea și cu puterea. Unul dintre principalele lucruri pe care mi-aș dori să se schimbe în România și pentru care lucrez în momentul acesta, este toată birocrația aferentă sediului social. Deci, după cum știți, în Anglia, de exemplu, apropo, poți să-ți faci o firmă în câteva ore. Deci, în câteva ore și cu 60 de lire, ți-ai deschis o firmă. Da? Și asta nu înseamnă că la ei e patrie evaziunii sau ceva de genul. Nu, au reguli foarte stricte, aparent societatea nu s-a dezintegrat, nu e anarhie. La noi, în schimb, îți trebuie.
contracte, comodat, chirie de proprietate, acordul de protecție de proprietate, acordul vecinilor comuni, tot felul de lucruri de genul acesta, care în practică mută și foarte multe firme să lucreze în ilegalitate și se expună la amenzi și dau putere organelor de control să ceară șpăgi, mai ales pentru că te încarcă cu amenzi și creează industrie întregi, cum ar fi, de exemplu, avocații care oferă sediu virtual, sediu social virtual. Deci, practic, nici scopul reglementării nu este atins, este aeristic. Genul acesta de reglementări pentru care nu e aparent cineva care să fie pentru, adică nu, e ușor de argumentat contra, sunt genul de lucruri pe care mi le propun. Apoi, în schimb, mai e genul de reglementări în care ai un lobby care este deja puternic și potrivit. De exemplu, chiar în timpul campaniei electorale, eu am luat apărarea firmei Uber, da? Care știm cum funcționează. Practic face, să nu ne amăgim, face un serviciu de taximetrie, de fapt. Dar ei zic ride sharing. Bun. Am intrat pe o chichiță legislativă, bravo lor dacă au găsit-o. Nu știu, nu mă pronunț asupra legalității, astea sunt probleme pentru justiție. Dar eu ce zic ca economist e că îmi doresc să existe firma aceea, doresc să nu mai existe bariere de intrare. Am avut o întâlnire cu taximetriștii după aceea. Zice că este un lucru suicidal. Iată că ești foarte bun. În care i-am înțeles pentru că ei au un pachet, un dosar atât de acte pe care trebuie tot timpul să-l aibă la zi. Toate expiră, toate rechea acolo în alt moment. Nimeni nu este perfect în moment. Și evident că îi se revoltă în momentul când ei trebuie să au atâta mai bariera de intrare și că apoi unul intră direct în sistem. Rugămintea mea către ei și argumentarea mea, viza spune, păi atunci haideți să vă facem și vouă intrarea ușoară, nu le-o facem și celorlalți grea. Mai ales că cei cu care m-am întâlnit eu erau și oameni unești care ne-au povestit efectiv toată mafia licențelor. Deci e ceva de speriat, pentru că, da, vă dați seama, licențele astea se dau de către stat, se dau selectiv la unii, după care ele se pot vinde pe OLX, pe diverse site-uri și vă lăsați câteva mii de euro, adică. Deci sunt două tipuri de reglementări. Alea care le putem atăca fără să fie un grup de interese concertat și alea care, să zic, care este puțin mai greu. De exemplu, acum cu legea cashback, recent, am fost semnat alături și de colegii USR, dar și de colegii majoritate, o lege care să crească pragul acela de la 10.000 la 50.000. După mine ar trebui îmbrogată chestia asta. Nu există să fie o lege care te oblige să iei produsele unui anumit comerciant. Dar măcar dacă putem, am văzut că există cumva opinii că ar trebui făcut ceva în privința micilor comercianți care deodată trebuie să-și cumpere POS-uri și să le folosească, măcar să stăruiești înspre ameliorare. Deci sunt total de acord. Asta este și optica în care mergem și mai este o optică, de exemplu, un sistem de vouchere. Trebuie să fii foarte atent. Mi-aș dori să am un proiect de lege pentru un sistem de vouchere în România. Nu cred că ar trece așa ceva, deși m-aș lupta să treacă și motivul pentru care ar trece e că, din câte știu, dacă Ecaterina Andreescu spune nu și cam indecis de tot ce este politică de educație în PSD, e cam nu. Da, dar ce s-ar întâmpla dacă cetățenii, chiar și studenții sau și elevii, ar ști despre această oportunitate pe care o au și eventual chiar ar cere în mod deschis? Ok, mi se oferă o șansă. Haideți să cerem noi, să facem inițiativă. Vorbim de o masă electorală, zona de învățământ, mă refer la personalul angajat în învățământ, de 200.000 de oameni, la care se adaugă familii și rude. Nu, și mai mă scuzați, e o problemă de genul următor. Am pus acolo o întrebare și nu m-aș băga eu, dar o părere. Bine, știți, ca să se reducă numărul de legi, ar trebui să-i trimitem pe parlamentari în vacanță. Și ce e rău? Pentru că rostul lor e să facă legi. Greșeala... Păi plătim mai puțin și în loc de așa să avem 300. Nu, n-am zis, am zis că e posibil, nu sunt parlamentar ca să pledez pro domo. Dar vreau să vă spun un lucru, că societal e greșită percepția. Dumneavoastră ați observat media cum îi judecă pe ei, după numărul de inițiative legislative. Deci ăia care n-au 10 inițiative legislative au mâncat banii poporului degeaba. Iarăși este percepție falsă care a fost încurajată. Dar nu ne contrazicem, suntem de aceeași părere. Eu vreau să vă spun că
Atunci când eram secretar de stat, pentru ca Irina Login, care ne place că nu ascultăm la televizor, să-și facă norma de inițiative legislative, trebuia noi să dăm o grămadă de la minister de puncte de vedere. De ce? Pentru că cel mai simplu s-a constatat, pentru că aia care n-au despus nimic în domenii complicate, fac în domeniul învățământului inițiative legislative. În altă ordine de idei, va fi o opoziție teribilă, o opoziție teribilă din teritoriu. Trebuie să știți că parlamentarismul este teritorial, adică are o anumită... Deci în cazul în care s-ar da, va cere, că așa s-a spus atunci când am avut eu inițiativa, cu tot respectul, universitățile din Târgu Jiu, Reșița ar cam dispărea. Dacă n-ar mai avea locuri de la buget și tinerii ar avea dreptul să opteze, și atunci vine aia, domnule, ne deposedați fiecare. Noi am avut o politică de aceea patriotică, de a răspunde unor capricii personale ale unor mischie, ca să dau un singur exemplu celebru, și s-au făcut instituții de învățământ superior peste tot, ca să împace tot poporul. S-a pierdut calitatea în învățământul, mai ales în învățământul superior. Eu spun cu obidă, nu pledez în favoarea. Vreau să înțelegeți ce spun. Dar trebuie să vă spun că a fost studentă la ASE în momentul în care eu aud că se poate intra la ASE cu dosar. Vă rog frumos să vă spun că mă îngrijorez serios. Să vă îngrijorez degeaba, pentru că atâta vreme cât în țara asta și sunt... Și o să iasă toți proști economiști, având în vedere că sunt de două ori mai multe locuri în universități decât clienți, nimeni, niciun senat universitar nu poate vota să face concurs de admitere când și așa nu se ocupă la ASE locurile. Așa, pe bază de buletin, anul trecut au rămas locuri inclusiv la buget. Deci înțelegeți, s-a terminat filmul. Competiția se justifică când? În momentul în care ai multitudine, da, și doi, mai o chestie. Sistemul prost de finanțare e pe student echivalent. În loc să se financeze produse educaționale, cum sunt mărfurile în rafte, calitatea întâi, a doua, a treia, nu comentez, finanțarea pe student echivalent este identică peste tot. La toate programele, indiferent că sunt bune sau rele, la toate produsele. Deci sunt greșeli de natură sistemică pe care nu le pot rezolva. Funeriu a avut o ocazie magică pe care a ratat-o. Legea Funeriu a fost adoptată prin asumare de răspundere. Acolo putea strecura și chestia aia cu voucherele, fără să mai treacă prin mecanisme. N-a făcut-o. În dezbatere publică... Aveam un vot la care trebuia să se supună domnul să fie viitor. Aveam un vot la care trebuia partidului să se supună viitor. Nu, că aveam majoritatea, deci nu a depus moțiune. Deci, dacă ai majoritatea în Parlament și comandă... Mă refer la legile care urmau parlamentar. Până la urmă, să știți, calitatea în învățământ este... acceptată sau prezentată de către angajator. Dacă angajatorii spun că sunt buni absolvenții pe care i-au produs universitățile, atunci renumele universității va crește. Trendul demografic e nefavorabil și toate astea duc... N-are nicio legătură, domn profesor, iertați-mă! Sunt firme care trăiesc în România și trebuie să-și angajeze personal din România. Dacă trendul este în scădere, normal, și consumul este în scădere, drept urmare, numărul de angajați este în scădere. Dar calitatea, serviciul pe care... Patima dumneavoastră este admirabilă, dar nu sunt mai complicat. Putem să discutăm și după. Apropo de o paranteză și relevanță, timp ce am avut noi dezbaterea asta despre Brexit și altele, la Londra a fost un atac terorist, inclusiv doi români sunt trei răniți și patru morți în total. Doi răniți sunt români. Apropo de bine, nu există accident feroviar, rutier sau atac terorist să nu moară români. Da, nu, dar apropo de electricitatea fără sau de cinci, apropo de lume și context care primă. Suntem mulți peste o societate în care ne așteptăm ca poliția să aibă un timp de reacție de 10 secunde să vină să ne salveze când se întâmplă ceva, ceea ce nu se va întâmpla niciodată în viața noastră. Și mediatică aproape că ne irită dacă s-a produs un incident
la nivel italian și nu e un român, ăștia sunt supărați de la televiziune, nu e măcar un român. N-au și eu titlul cap în super mare. Uitați-vă în Statele Unite la statele în care dreptul de port de armă este în continuare permis, pentru că au cea mai mică incidență de atacuri. De orice fel. I am pro Second Amendment, deci nu, dar asta suntem așa probleme. Ducem în altă direcție, hai să ne înarmăm. Păi se putea scăpa de ce? De unde sunt de acord? Sunt 200.000 de oameni care lucrează în învățământ superior, dar e greu de crezut că majoritatea sau de toți acești 200.000 ar avea de pierdut dintr-un sistem de valoare. Sunt convins că profesori cum este domnul Miron sau cum sunt cei de aici ar avea de suferit. În schimb, ce s-ar întâmpla este schimbarea sistemului de stimule. Deci profesorul care stă degeaba, profesorul care e văzut ca fiind, ca nefăcându-și meseria, ăla va fi ejectat de sistem sau treptat ejectat de sistem, în funcție de cum este văzut. Deci, practic, se schimbă sistemul de stimulente și ar zice că în continuare există posibilitatea ca asociații de părinți, studenți și oameni să facă exact ce ați zis dumneavoastră, să iasă la rapă în momentul când vine un lucru. Nu vă supărați. Dacă s-ar trece la finanțarea pe punct de credit, stabilim. Deci, practic, știți foarte bine, un program educațional are 180 de puncte de credit. Alea sunt părțite pe disciplină. Tot procesul ar trebui centrat pe două valiere. Grila de competențe pentru calitate și punctul de credit pentru finanțare. Adică, disciplina cu tare are 5 puncte de credit. Că te trimită pe teren ca profesor, dacă vrei să o predai, să atragi cât mai mulți studenți și cât mai buni și aia plătesc pe punct de credit. Dacă disciplina ta are 5 puncte de credit, ori numărul de studenți, ori nu știu ce, ți asiguri. În Statele Unite știți foarte bine că se practică sistemul. Cursul tău nu este viabil, îți dă un an sabatic ieri sau semestru să-ți schimbi. Dacă nu, pleci. Noi avem sistemul ăsta de tenure pe toată viața, pentru că nu permite legislația. Legislația nu permite ca un cadru didactic să fie angajat pe o perioadă determinată. Ori dai concurs și ieși pe toată. Și nu poți sta afară pe cineva. Sigur că cu ideile astea nu câștigă nimeni rectoratul unei universități, dar soluții există. Sunt simple și ar fi oneste pentru toată lumea. Deci nu e nicio problemă. Trebuie umblat, de aia spuneam eu că trebuie umblat în mai multe locuri, nu numai la... Dar e admitere. N-ajută la nimic dacă n-ai schimbat mecanismele operaționale. Gândiți-vă că în preuniversitar avem profesori suplinitori în zona de învățământ preuniversitar care predau anumite materii, dar ei la titularizare au luat 2. Nu e vina lor. Vina e a universităților. Noi îi promovăm, îi absolvim cu peste 6. Ăia care au terminat facultatea cu 6 n-au voie să ia 1.75 la titularizare pe domeniul lui. Este eroarea fundamentală de sistem. Noi avem deci, 40 de ani de când ne formăm singur. Deci, sigur, universitățile îți devină pentru că, atenție, cu cunoștințele de corigență de alea de 5, ar trebui să iei cel puțin 7 la titularizare la disciplina. Ai făcut facultate de chimie, te dai titularizare pe chimie și nu ai cum să iei 1.72 decât dacă ești nul profesional. Și la facultate aici s-a greșit. Nu te-a luat nimeni, nu te-a întrebat nimeni de nimic. E o complicitate generalizată și studenții noi acuz. Studenții sunt și ei, ca noi toți, complici la acest joc, pentru că, uitați-vă, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este dumnezeiesc de bună. Dar e foarte bună. Însă, să știți, profesorul exigent primește cele mai slabe evaluări, iar ăla care nu dă pe la școală deloc, ia maxim de punctaj, că e băiatul bun. De cele mai multe ori, știu ce spun, am fost 12 ani prorector, 5 ani, 4 ani decan, 10 ani prodecan, am analizat. Deci, cum ai vrut ca să studenții să mai și învețe? Un pic așa, cum devii odios și punctajele, și alea, nu ei sunt de vină. De vină, știți, bă, punctajele alea le iau oile alții. Aia, decidenții, care vin și spun, aveți sub 4, nu puteți lua calificativă, nu puteți promova, că v-au... Deci, unelte,
noi devenim toți uneltele celorlalți și de ele se folosesc. Deci să ține sub obroc treaba, nu-i nicio problemă, până când ai ridicat vocea. Și când ai ridicat vocea, vine dumneata, vorbești, tu uite ce să fii studenții. Și-au dat clarificativul nu știu care. Și studenții nu știu asta, ar trebui să li se spună, voi copii, fiți obiectivi. Asta pentru că nu o facem evaluările în cadrul universităților, dar dacă tot vorbim de Brexit, în Marea Britanie, evaluările profesorilor, la nivel universitar și la nivel preuniversitar, sunt făcute independent. Este acel National Student Survey, care este o entitate total diferită de zona universitară și care intervievează studenții, eșantioanele de studenți sau studenții din fiecare universitate, pe fiecare domeniu, pentru fiecare profesor în parte, bineînțeles cu colaborarea universităților, pentru că le dau acces la datele acelor studenți să se poată identifica în sistem, să știe că este persoana X care este înscris la cursul profesorului Y. Deci se poate în alte părți, la noi probabil va mai dura acest lucru și nu știu dacă se va dori o evaluare externă de acest fel. Până și sistemul ne-a spune că we are about to be signed now. Bun, dacă nu mai avem întrebări, să mulțumim invitațiilor.